Doamne ajută tuturor! Bun venit! Aștept un pic ca să aveți timp să intrați online. Tema incitantă. Emanuel este primul care intră. E bine, știți, ca la pian, nu să fie doar sunete, să mai existe și pauze între sunete ca să putem să înțelegem melodia. Așa că de-aia mai fac pauză din când în când. Deși sigur când auzi un pianist cu așa cu virtuozitate și cum curg notele, sigur că te fură așa în peisajul muzical. Eu nu sunt în stare de asta, stați liniștiți și sunt după un program ziua de azi, așa că nu o să vedeți o efervescență foarte mare, ci mai curând o oarecare așezare a lucrurilor. Acum vreau să vă spun doar că, adică să vă avertizez în sensul că e o conferință online acum pusă de Trinitas cu părintele Zaharia Zaharu, cred că de la Iași se transmite. Deci înțeleg perfect dacă vă logați mai curând la conferința respectivă. E așa, eu am luat un pic după inspirație să zic că facem împreună, dar acela e un om duhovnicesc, adică vă îndemn chiar să-l urmăriți. Eu totuși o să fac acum pentru că nu știu când, pe când să mai amân, adică salvez și eu cumva timpul, însă deopotrivă să știți că în acest moment este un om duhovnicesc care vorbește la ea și că vă îndemn călduros să-l urmăriți, cei care vreți să-l urmăriți. Pe o temă care cred că e suficient de generală, privește tot viața bisericii. Deci cei care vreți să nu ezitați să mergeți în direcția aceea, da? Eu acum o să continui totuși periplul meu, incitându-vă la o temă care este incitantă pentru mine întâi de toate, la care caut răspunsuri și care răspunsuri ne pot stimula în înțelege mai bine de fapt, care este viața bisericii. Ceea ce vă rog deopotrivă, într-adevăr, văd că ați început să partajați transmisia mea, să spunem așa. E super tare ceea ce faceți. Sper să fie măcar un pic tare ceea ce fac, în sensul că este o formă un pic inedită de a ne întâlni unii cu alții, dar tocmai scriam în preambulul lansării flashmob-ului din seara asta, că noi practic urmărim cumva linia, bine, nu m-am gândit atunci când ne-am apucat de lucrul acesta, dar la mănăstirea de la Maldon, de la Essex, așa fac. Deci mai întâi e Sfânta Liturghie, după care este masa și pentru cei care vor să se odihnească bine, nu-i pun în pat la culcare, ci cheamă la un cuvânt, la un atelier, ca să spunem așa. Am beneficiat și eu de acest lucru, deși recunosc că mi-era cam greu să țin ochii deschiși. Dar mai cu un ceai, mai cu nu știu ce, deja puteai să urmărești și dura ore în șir și de fapt omul când ajungea acolo la mănăstire, practic toată ziua de duminică era o zi lucrativă, lucrativă în sensul celor de trăit duminica. Da? Deci îndrăznesc să fac lucrul acesta având exemplu de la case mult mai mari. Bine, trecem la treabă. Astăzi v-am pus o întrebare. Ce nu este taină în viața bisericii sau ce este taină în viața bisericii? Știți? E o întrebare care, dacă noi credem că putem răspunde foarte repede bazându-ne pe experiența noastră, de exemplu, așa la o primă înfățișare, mulțumesc pentru mulțumiri, să știți că e un pic de efort, adică e o mică străduință și Dumnezeu să o primească pentru că eu încredințez. Recunosc că nu e foarte așa, nu e la îndemână să le înșiruiești așa cumva, însă în același timp să știți că bucuria pe care mi-o aduceți fiind prezenți și împărtășind și altora și creând acest, cum spun cei din media, buzz, B-U-Z-Z, adică mișcând așa în dreapta și în stânga lucrurile acestea, pentru mine se validează, pentru că deja și o singură persoană, dacă era online, să știți că validează discursul unui preot, pentru că toată transmiterea credinței noastre e de la om la om. Deci când te-ai întâlnit cu un om care primește de la tine ceea ce vrei tu să duci mai valoros, la rândul tău, având primit aceste lucruri de la alt om care s-a investit în viața ta, să știți că facem lucrarea bisericii și e o adevărată hrană. Asta eu o mărturisesc, e o hrană, în sensul că chiar dacă lipsește și un pic de somn, somnul vine,
dar harul rămâne, adică în urma somnului se duce oboseala și rămâne ceea ce trebuie. Deci din cauza asta le facem acum și din cauza asta încerc să avansăm cu programul nostru duhovnicesc, care nu mai are mulți pași, asta este al cincilea pas, n-am scris, dar o să scriu mai încolo. Cam vreo 7 pași în total maxim o să facem. După aia o să vă spun de ce 7 pași, dar în orice caz azi vorbim de sfintele taine. E, oamenii când îi întrebi câte taine sunt în biserică, dacă au auzit cumva de taine deja foarte bucuroși, așa spun, Părinte, 7 taine. Și cei care au trecut prin Institutul Saint Serge au primit o întrebare la un moment dat. Adică au pus întrebarea de ce 7? Nu cumva sunt mai multe sau mai puține sau am putea vedea lucrurile diferit și așa mai departe. E, dacă ne uităm în istoria bisericii, o să constatăm împreună astăzi că de fapt numărul 7 nu e atât de bătut în cuie. Da? Suntem mulți online deja, suntem 68, este nimic nu este taină, totul este incapacitatea umană de a gusta dumnezeirea în mod nemijlocit. Wow! Cu asta m-ați dat gata. Trebuie rumegat lucrul acesta. E și o altă manieră de a spune că totul e taină. Însă, oare pentru îngeri nu este taină? Pentru că spune acolo taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Deci asta înseamnă că taina există deopotrivă pentru îngeri, nu numai pentru oameni. Asta înseamnă că există un sfat dumnezeiesc intratrinitar, adică o consfătuire, dacă putem să spunem, în sânul Sfintei Dumnezeiri, la care omul sau creatura are acces numai în măsura în care Dumnezeu descoperă. Și când descoperă, Dumnezeu descoperă la măsura posibilității de primire a fiecăruia dintre noi, cei care primim. Deci aș putea spune deopotrivă totuși că biserica prin excelență este izvorătoare de taină și că indiferent de faptul că Dumnezeu ar vrea să ne descopere în întregime, pentru că nu e ceva care ar vrea să nu ne descopere, Părintele Rafael Noica spune că nu e nimic care Dumnezeu să țină deoparte de noi, ar vrea să ne descopere totul, însă eu cred că condiția făpturii e condiția de participare la măsuri diferite. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Asta înseamnă că împărtășirea pe care o avem acum nu este taină sau nu este suficient de tainică sau nu este suficientă ca și cuprindere. Nici de cum, ci pur și simplu că omul are atât posibilitatea să-L primească pe Dumnezeu. Însă, asta nu înseamnă că nu este taină, ci dimpotrivă, că Dumnezeu tot ce dă către noi are cu siguranță un adânc care, atâta vreme cât stă apofatismul în picioare, rămâne taină pentru noi. Taină nu atât că nu l-am elucidat cu nivelul minții, dacă vreți, ci că este un adânc pe care eu nu pot să-l trăiesc într-o deplinătate. Da? Deci nimic nu este taină, a se înțelege până la urmă și că totul este taină. Adică nimic nu este taină în sensul că totul ar fi descoperit celui care poate să primească în integralitate, dar nu e nimeni care să primească în integralitate, nici măcar din cei din ceruri. Și atunci, mai curând, cuvântul pe care îl putem folosi este totuși taină. Sigur, nu pretind că trebuie să fiți de acord cu mine, Simion, dar profit și reacționez la ce am scris, la ce ați scris. Cred că tot ceea ce se află în spatele vieții bisericii este cuprins de o anumită taină. Deja, sigur, vă apropiați, Alin, în sensul că așa simt și eu, că undeva viața bisericii e taină prin excelență. Sfântul Gheorghe, da? Mă bucur că avem un sfânt printre noi, Gheorghe în cazul de față. Apropo de taină, sunt duh învăluit în nălucă de humă, sunt om odrăznit dintr-un tată și o mumă. Și așa continuă poezia noastră, nu știu care multe strofe, n-are. E foarte frumos când poezia încearcă să surprindă ceva din trăirea teologică, pentru că spune Sfântul, recent canonizat Porfirie, că Dumnezeu iubește pe adevărații poeți. Cu alte cuvinte, cumva vrea să ne spună că trebuie să cam fii cumva poet ca să poți să duci către oameni ceea ce Dumnezeu oferă omului ca trăire. Adică conceptele nu ți ajung undeva, intri în limbajul poeziei pentru a exprima, pentru a sugera lucruri pe care un limbaj determinist nu ar putea să le poarte. Cum am lămurit din intervenția trecută, nu răspund la Hristos s-a înălțat cu adevărat, s-a înălțat pentru că am lămurit de ce nu răspund așa. Cineva sugerea foarte frumos că Hristos în mijlocul nostru este și mai bine, dar vă mulțumesc pentru urări și sigur că vă răspund prin tot ceea ce fac eu aici.
Bun, revenind acum la cuvântul taină. Deci, pentru noi, așa, taină în limbajul obișnuit este că poezia se numește Metanie scrisă de Nichifor Crainic. Mulțumim, Sfântul Gheorghe. Poezia, ca și limbaj, este mai capabilă să ducă realitățile astea inefabile către oameni, pentru că oamenii, de fapt, au nevoie să vibreze. Au nevoie să primească prin cuvânt nu informație despre Dumnezeu, ci participare, împreună participare. Taina se descoperă în clipa când particip la ea. Deci nu există nimeni căruia să-i descriem ceva despre viața bisericii, în măsura în care nu participă fie și un pic la taină. Slujba înmormântării mai poate fi considerată taină la fel ca în primele veacuri. Imediat intru în asta, da? Deci, întâi de toate, eu nu sunt pe o poziție oficială a bisericii, da? Eu vă exprim niște gânduri, mă inspir dintr-un anumit material pe care îl parcurg și pe care vi le voi dezvălui la sfârșit, la pasul al șaptelea, dar deopotrivă ceea ce spun, port sigur niște convingeri personale pe care vi le împărtășesc. Cu plăcere. Deci, când vorbim de taină, este limpede că e ceva care ne scapă sau cuprinde, adică sunt lucruri în interiorul acestei realități care ne scapă. Da? Acum eu v-aș spune foarte simplu că biserica sau realitatea bisericească, realitatea eclezială, dacă vreți așa să sune mult mai bine, sau ceea ce a adus Mântuitorul în lume, ceea ce a configurat el prin faptul că există oameni care sunt legați de el, el fiind capul și noi mădularele, este taină. Da? Pentru că oriunde este participarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi descris așa ca un obiect de insectar. Știți, l-am prins așa cu un ac în insectarul nostru și îl studiem pe toate părțile și dintr-o dată simțim că cumva am înțeles altfel lucrurile. Sunteți 15 care ați partajat acest video, vă îndemn călduros să mai creșteți numărul, în sensul să ajungă și la alții. Deci, când vorbim de taină, deci dacă ne uităm în dicționar la cuvântul taină, eu nu m-am uitat așa, dar cu siguranță ne spune de ceva misterios, de ceva pe care mintea noastră ori nu-l cuprinde, ori nu-l cuprinde în întregime, ori, în orice caz, ne depășește întrucâtva. Oriunde, v-aș spune eu acum, oriunde este întâlnirea cu Dumnezeu, este taină, pentru că Dumnezeu nu poate fi. Ați văzut în teologie, am vorbit de teologie, de exprimarea apofatică și catafatică. Exprimarea catafatică era cea pozitivă, adică spun Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare, Dumnezeu este frumos, Dumnezeu și așa mai departe. Spun ce este Dumnezeu. Dar văzând insuficiența a ceea ce spun despre Dumnezeu, ajung repede să spun Dumnezeu nu este mare, nu este bun, nu este, este dincolo de toate lucrurile acestea. Adică este cu surplus, dacă putem să spunem. Da? Și atunci oamenii ajung la, chiar și la, în categoriile limbajului, să spună ce nu este Dumnezeu. Gianina, doar întrebarea mai târziu, da? Mai spre sfârșit un pic și răspund. Deci, Dumnezeu este dincolo de categoriile noastre. Noi în categoriile noastre prindem cumva proprietăți pe care le simțim din partea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu, soarele trimite o rază. Eu simt la mână că raza mă încălzește, că e lumină, pentru că reacționează ochiul meu și așa mai departe, și spun ceva despre Dumnezeu. Dumnezeu este cald. Da? Acum, în realitate, dacă ar fi să o luăm fizic, dacă nu era plafonul de nori și așa mai departe, nu simțeam noi cald neapărat. Da? Dumnezeu este cald, Dumnezeu este luminos, Dumnezeu este infinit, e mare. Eu sunt mic, tu ești mare. Da? Eu sunt mic, tu fă mă tare. Cam așa spunem când suntem mici. Da? La rugăciunea noastră. Deci, spunem despre Dumnezeu conform proprietăților pe care le simțim și le atribuim lui Dumnezeu. Da? E, proprietățile astea și spun și nu spun. Deci în clipa când ne referim la Dumnezeu, cel mai tare suntem îndemnați de viața bisericii să trăim prin rugăciune o ceva, o plinătate care face că la un moment dat cuvintele noastre tac pentru că nu prea putem să cuprindem realitatea respectivă. O realitate pe care o numim tainică, pentru că ne depășește. Și preferăm să facem experiența acestei realități și, în virtutea experienței acesteia, să spunem și celorlalți ceea ce putem exprima din această realitate. Deci, când Arhimandritul Sofronie spune că teologia este discursul despre experiența pe care o face în Dumnezeu, se referă la faptul că teologia nu poate să fie
o construcție intelectuală care dibuie în privința lui Dumnezeu pe baza exercițiului minții doar, adică construiește de jos în sus, ci teologia este o încredințare altora, a unei experiențe pe care, cumva, o ai validată prin raportare la viața bisericii și la toată experiența bisericii, pe care o duci către biserică, pentru ca biserica să se folosească de ea, cum știe mai bine, spre edificarea tuturor. Deci îți pui în zestrea aceasta colectivă a bisericii propria ta trăire și se va vedea ce rămâne în picioare și ce nu, ce este autentic și ce nu este atât de autentic. Și biserica se servește de lucrul acesta pentru a edifica pe alții care sunt pe o treaptă duhovnicească diferită de a ta. E, lucrurile, adică chiar dacă tu exprimi experiența ta, mărturisirea ta cuprinde prea puțin din ceea ce ai trăit tu lăuntric. Da? Și așa se întâmplă cu toată lumea. Deci, în final, cuvântul este un instrument foarte jos, nu spun josnic, da? Dar e foarte redus, până la urmă, în a purta realitățile credinței. E mai tare, e mai important în biserică să fie predania aceasta, predarea aceasta de la suflet la suflet, când părintele duhovnicesc îl poartă pe fiul duhovnicesc către simțirea prezenței lui Dumnezeu. Asta căutăm noi prin viața bisericii. E, lucrul acesta, grosso modo, îl putem numi taină, adică prin lucruri explicite, văzute, tangibile, ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit, ceea ce mâinile noastre au pipăit, aceasta vă mărturisim. Deci au atins mâinile ceva, au văzut ochii ceva, s-au încredințat simțurile noastre de ceva în privința lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat, aceasta vestim mai departe. Și Evanghelia este vestea cea bună a venirii printre noi a Fiului lui Dumnezeu și într-o această venire, prin faptul că Fiul lui Dumnezeu se lasă reprezentat, pentru că a fost văzut, simțit, auzit, pipăit și așa mai departe, aceasta spunem și noi altora. Fiecare are propria lui experiență despre Dumnezeu. Laboratorul total este biserica care, prin conștiința mită eclezială, adică prin conștiința, sinteza, dacă pot să spun de conștiință, prin participarea tuturor, în viață sau nu, da? Pentru că e o taină, se descoperă cumva prin coeziunea tuturor și celor ce au fost și celor care sunt aici și celor care vor să fie și așa mai departe, se discern lucrurile care sunt cu adevărat autenticul de predanie al bisericii. Și atunci, tradiția bisericii este tezaurul acesta viu, suflarea Duhului, dacă pot să spun, în viața bisericii, care face că la fiecare epocă suntem inspirați de Dumnezeu să putem să-L mărturisim și să ne se răsune în urechi cu actualitate ceea ce Dumnezeu, ceea ce Hristos vroia ca noi să știm, astfel încât astăzi, aici și acum, să ne mântuim. Mulțumesc, Octavia, pentru că au mai fost și alții care m-au întrebat de ce vorbesc atâta și n-aș putea să sintetizez un pic ca să fie un pic mai dens. Și le-am zis, nu pot mai tare. Da? Eu ăsta e, încerc să fie cât de sintetic. Sfântul Gheorghe, am încurcat-o cu dumneavoastră azi. Cred că și prostia e o taină. Pe cât de vizibilă și chinuitoare, pe atât de nepătrunsă și incurabilă. Vă voi răspunde cu ceva uimitor. Poate că și răul, într-un anumit fel, este o taină pentru însuși Dumnezeu. Pentru că oare Dumnezeu înțelege fondul răului în clipa când El este autorul prin excelență al binelui? Dar taină, cu ghilimele pe care l-am folosit în privința răului, este o utilizare a cuvântului foarte jos față de taină, ca plinătate, ca umplere cu substanță de trăit, dacă pot să spun, din partea lui Dumnezeu, spre ceea ce suntem chemați. Deci noi putem să numim taină orice ne scapă până la urmă, da? Dar ele sunt deslușibile mai devreme sau mai târziu. Taină însă pentru noi în viața bisericii, raportându-ne la Dumnezeu, este plinătatea aia care vine din partea lui Dumnezeu, care ne incită să o descoperim, să o descoperim, izvorul acela de viață de care vorbea Mântuitorul, prin care specificitatea, dacă pot să spun, acestei taine prin excelența bisericii, este viața. Adică suntem tot mai vii pe măsură ce gustăm din această taină. Și de fapt, prin taină sau prin sfintele taine în biserică, gustăm, unii spun, prin arvună, da? Adică cumva într-o nedeplinătate, dar deja începem de aici, împărăția lui Dumnezeu. Și ați văzut că liturgia așa începe, și de fapt tainele bisericii, așa încep.
Binecuvântată este împărăția Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Vedeți, este binecuvântarea mare care este specifică săvârșirii taine. Cu alte cuvinte, orice taină vă spune începând din acest moment, se va întâmpla ceva care ține de împărăția lui Dumnezeu. Aici și acum se va manifesta ceva din împărăția lui Dumnezeu. Spre asta ne trezește taină. Acum, cuvântul taină vine din greacă mysterion, 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 a învălui, a acoperi, a ascunde. E, să vedeți ce spuneau Sfinții Părinți, pe care noi îi cităm așa cu foarte multă efervescență, deși deseori habar n-avem unde să dăm bibliografia, adică unde să spunem de unde am citit. Numeau taină în sens larg. Întruparea lui Hristos, actul său mântuitor, nașterea sa, moartea, învierea și pe toate celelalte evenimente din viața sa. Credința creștină, numai am mâini, da? Câte degete am de taine. Credința creștină ca atare, doctrina, dogmele, cultul, rugăciunea, sărbătorile bisericești, simbolurile sacre, am depășit degetele de mult. Am putea spune că biserica este taina întâi de toate. Da? Biserica este taină. Sfintele taine sunt manifestările bisericii și ele sunt taine. Dar ele sunt cumva tainele care reiesc ca manifestări, ca reliefări, dacă pot să spun, specifice pentru o lucrare sau pentru alta, a tainei prin excelență, care e biserica. Și Dumnezeu e taină, până la urmă, da? Dar orice persoană, până la urmă, e taină, pentru că e un univers misterios și are un infinitate. Mai că vedeți că omul retează taina. Deci dacă omul nu s-ar duce spre mântuire, din tot adâncul ăla care ar fi persoana, chipul personal, s-ar stinge încetul cu încetul. Deci omul își păstrează taina în relație cu Dumnezeu, care știe nu numai că să-i stimuleze taina, dar când ai un izvor dumnezeiesc în tine, automat păstrezi taina. Hai să vedem un pic în istorie. Păi, în trecut, de exemplu, vorbeam de taine așa, spuneam de botez și de Euharistie. În ierarhia bisericească a Sfântului Dionisie Areopagitul avem trei taine, botezul, mirungerea și Euharistia. Euharistia adică împărtășirea. Da? Mai erau numite taine și tunderea în monahism și ritualul înmormântării. Încep să răspund la întrebări. Sfântul Teodor Studitul, secolul IX, vorbește de șase taine. Deci, vedeți, am sărit vreo șase veacuri. Iluminarea, adică botezul. Sinaxa, adică Euharistia. Vedeți că nu-i sinapsa, da? Neuronii fac sinapsă. Sinaxa este când oamenii se adună împreună. Sigur că se conectează și ei, da? Dar sunt un împreună. La Avatopedul, de exemplu, când se adună monahii, fac sinaxă. Mirungerea, hirotonia, tunderea în monahism, deci atenție, monahismul taină, ritualul înmormântării. Înmormântarea, da, au zis bine, taină. Vreți referință? Sfântul Teodor Studitul, scrisoarea 165, în Patrologia Greacă 99, 1524b. Am dat o referință ca să vedeți că ele există. Sfântul Grigorie Palama, veacul al IV-lea. Locul central a două taine. Nu spunem că sunt numai două taine, dar locul central a două taine. Botezul și Euharistia. Sfântul Nicolae Cabasila, secolul 15, despre viața în Hristos, tâlcuiește trei sfinte taine, botezul, mirungerea și Euharistia. La ora actuală avem șapte. E. Secretul este că am importat din teologia apuseană, catolică, adică a existat o mărturisire de credință, stați să vi le zic mai întâi, botezul, Euharistia, taina Sfintei Împărtășanii, mirungerea, pocăința, hirotonia, adică taina preoției, căsătoria, adică taina cununiei și Sfântul Masul. Toate celelalte sunt numite ierurgii. E, când auziți numele de ierurgie, deja trebuie să sune ceva acolo. Gruparea în șapte taine e împrumutată din scolastica latină, deci nu din teologia în total, dar din scolastică. Scolastică, vă reamintesc că este de fapt un fel de zona de erudiție maximă teologică pe linia apuseană. De acolo vine diferența între taine și ierurgii. E, dacă vă uitați la Sfinții Părinți, greși cel puțin, nu prea le numărau foarte tare, nu prea se stresau cu numărul lor, deși șapte sună foarte bine, că e așa un număr foarte rotund. Da? Împăratul Mihail al VIII-lea, paleologul, în mărturisirea de credință prezentată papei Clement al IV-lea în 1267, însă redactată de teologi latini, Martin Jugy, Teologia Dogmatica Christianorum Orientalium, Paris, Le Touzet, 1930, pagina 16. Deci vedeți o referință. Da? E, acolo
spune așa. Vorbim despre șapte taine. O listă de șapte taine. Veacul al XV-lea, Sfântul Simeon, Arhiepiscop Tesalonicul, vorbește despre șapte sfinte taine, insistând, țineți-vă bine, asupra caracterului sacramental al tunderii în monahii Scălugăriei. Socotesc, spune un contemporan al lui, mitropolitul Ioasaf al Edesei, că tainele bisericii nu sunt numai șapte, ci mai multe. Și propune o listă de 10 taine, printre care le-am enumerat, erau vreo 9 cele enumerate, sfințirea unei biserici. Acum să știți că cei care ați văzut cum se face sfințirea unei biserici, veți vedea că biserica este mirunsă, adică cu un băț foarte mare, așa cu o prăjină lungă, episcopul unge cu sfântul și marele mir laturile bisericii. Deci o mirunge, exact cum se întâmplă la copilașul care este mirunț, unde se semnifică pogorârea Sfântului Duh, momentul cincizecimii. Deci dacă stăm să ne uităm la materia tainei, numai că aici nu este un organism viu, da? Nu este un om, ci este o clădire, dar și clădirea poate fi vie, după cum constatați, că bisericile se pare că se năruie de îndată ce nu mai e rugăciune în ele, rugăciunea ține pictura pe zidurile bisericii și nu altceva. Așa? Deci dacă vedeți, avem măcar vreo 10 taine care au fost considerate de-a lungul timpului taine în viața bisericii. Da? Sintetiză, mulțumesc pentru sinteză. Taina bisericii este o lucrare sfântă care are o parte văzută, materia, cuvântul, și o parte nevăzută, adică mistică, dincolo de cuvânt, harul lucrării lui Dumnezeu. Iar nu este vorba de ce s-ar înțelege prin cuvântul taină în general. Mulțumim, părinte. Aici am împrumutat un pic din teologie, adică din ce învățăm în facultățile de teologie. Eu nu vorbesc de taină în general, mă servesc de cuvânt, dar îl căutăm ca și accepțiune viața bisericii. Sigur că e o parte văzută și o parte nevăzută. Unde ați mai întâlnit lucrul acesta? În imagistic, așa, curentă. Dacă nu aveți idei, vă spun direct că cum e foarte cald afară acum, nu o să vă duceți cu gândul la gheață foarte repede, dar știți că există iceberguri. Cu o parte văzută și cu o parte nevăzută. Și în general, partea nevăzută e mult mai mare decât partea văzută și partea nevăzută susține partea văzută. Da? E, cam așa e și viața bisericii. Există o parte nevăzută care susține partea văzută. De partea văzută ne împărtășim prin elementele constitutive care sunt din lumea aceasta și cu care intrăm în contact. Împărtășindu-ne de partea văzută, implicit primim partea nevăzută. Acum revenind, am încheiat așa paranteza. Ceea ce este foarte interesant pentru noi este că de-a lungul timpului în biserică am avut măcar vreo 10 taine numite ca atare. Adică dacă ai întrebat pe cineva astăzi, teolog, de ce să acceptăm mai 7? Păi uitați, e o mărturisire acolo ale Sfântului Simeon, arhiepiscop Tesalonicului, despre 7, dar nu erau neapărat identic cu ce avem azi și oricum vorbește de taina tunderii în monahism, da? Și eu vă spun că am participat la mănăstirea Vatopedul la o tundere în monahism și senzația mea lăuntrică a fost că particip la nuntă. Da? Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Eu vă spun doar ce am simțit acolo. Deci sentimentul, exact cum am când slujesc la o nuntă și, cum să spun, și oamenii participă, adică sunt vii acolo în participare, cam așa am simțit că se întâmpla acolo cu monahism. Era ca o nuntă. Deci aș zice că chiar e tainic. Pentru că acolo era o logodire cu Hristos. Da? Eu nu mi-am indus eu să simt ceva. Eu vă spun ce am reflectat eu în mine. În orice caz, ceea ce trebuie să reținem e că numărul nu este atât de important. Că am putea, ca să sintetizăm, Daniel, este faptul că biserica este taină prin excelență, organism viu al lui Hristos, venind dinspre cap, dinspre Hristos însuși, toate cele care țin de dumnezeire și care sunt împărtășibile omului, și unde este prezența lui Dumnezeu, nefiind reductibilă la plan, la planul existenței noastre profane, adică neputând profana sacralitatea care vine dinspre Dumnezeu, noi, pentru că sacralitatea, de fapt, sfințenia, copleșește orice tendință de profanare, așa, profanizare în sensul de a face profan ceva ce... Da? Asta e profanarea, că duci de la sfânt sau de la sacru, duci la un stadiu mai jos. Da? În orice caz, fiind taină biserica, ea se exprimă tainic. Și Sfintele Taine sunt niște lucrări mai reliefate, mai ieșite în față, pe care biserica le-a numit taine, pentru că ele servesc omului ca elemente esențiale pentru viața lui. Acum, sigur, am văzut că există o parte văzută, cuvinte, acțiuni, gesturi particulare,
substanța tainei respective sau materia, dacă vreți, apa la botez, pâinea și vinul la Sfânta Împărtășanie și partea aceasta nevăzută, care nu numai harul lui Dumnezeu, da? Deci partea nevăzută mistică, adică dincolo de cum har lucrarea lui Dumnezeu, da, dar și lucrarea omului, adică participarea lui, adică renașterea duhovnicească a omului. Taina nu este numai o unire duhovnicească cu Dumnezeu, ci o unire în care participăm deopotrivă trupește. Sigur, e o realitate, adică o condiție a realității noastre de acum. Cred că am mai primit întrebarea asta, cu ce părere aveți este necesară sfințirea icoanei? Să știți că icoanele nu s-au sfințit întotdeauna. Autorul, teolog, dacă pot să spun, care zugrăvea icoana, de fapt, care scria icoana, Grafos, scriitor de icoană, deci cel care scria icoana, pentru că icoana este o scriere teologică în imagini. Biserica, primind inspirația lui, nu mai simțea nevoia neapărat să binecuvinteze ceva ce era binecuvântat prin strădania lui teologică. Însă s-a adăugat încetul cu încetul această rugăciune, cred că și pedagogic, pentru ca oamenii să primească icoana în urma luptelor contra icoanei, în lupta, se numeau iconomahi, cei care luptau contra icoanelor, în urma zbaterilor din viața bisericii despre faptul că trebuie sau nu cinstită icoana. Eu cred că biserica, în înțelepciunea ei eclezială, da, a așezat niște rugăciuni de sfințire a icoanelor, pentru ca pentru urechile noastre și pentru înțelegerea noastră ne dăm seama că nu ne închinăm la chip cioplit și etc. Oricum nu cioplește nimeni icoane, este limpede că nu e cioplitură acolo, da? Ci ne ducem către cel reprezentat cu închinarea noastră. Dar biserica a ținut prin aceste rugăciuni să încredințeze pe om de realitatea teologică a icoanei. Și primul fundament, dacă vreți, al existenței icoanei este exact ceea ce spuneam, ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce mâinile noastre au pipăit, ceea ce urechile noastre au auzit și așa mai departe, aceasta vă reprezentăm. Adică intrarea Fiului Dumnezeu în istorie face că, devenind unul din noi, poate fi reprezentat. În Vechiul Testament, sigur că nu putea fi reprezentat. Avem doar ospitalitatea lui Avram, de care am discutat data trecută. Sigur că puteam să rămânem la Rubliov și la trei îngeri, dacă vreți, care închipie persoanele Sfintei Trei. Dar vedeți că și acolo îngeri. Se referă la, în text este antropos, trei oameni. Deci vedeți că ei sunt antropomorfi, dacă putem să spunem. Tot spre Dumnezeu retind de acolo, da? Dar cu înțeles omenesc. Atunci biserica de ce se sfințește? Păi, tocmai v-am spus, icoana se sfințește pentru că ea este dedicată cultului. Adică ne servim de icoană, nu ca de o reproducere religioasă pe care o punem pe perete și gata, nu are doar o funcție estetică, ci o funcție cultică. De ce biserica se sfințește? Pe biserica se consacră cum se consacra și templul înainte, da? Deci n-a fost tocmai exact, tot de aia se sfințește. Exact asta am spus și eu, dar cu alte cuvinte. Deci o consacrare pentru cult. Noi am învățat de la Dumnezeu, începând cu Vechiul Testament, să consacrăm cultului. Avem veșminte, avem obiecte de cult, avem toate, mulțumim pentru toate înregistrările cu părintele. Mulțumim, Adrian Dragomir. Deci, toate se consacră pentru ca ele să intre în alt statut decât cel profan cu care, în general, în zilele noastre, mai curând plecăm la drum. Așa, acum o să luăm un pic tainele la rând, da? O să suportați lucrul acesta, sper. Botezul, da? Deci enumerăm un pic tainele curente, ca spunem așa. Spune așa foarte frumos că botezul este granița care separă mădularele trupului lui Hristos de oamenii care se află în afara acestui trup. Wow, asta e ceva uimitor. Adică prin botez se întâmplă ceva în lăuntrul tău care face că tu ești într-o relație cu Dumnezeu alta, radical alta, decât cea pe care ai fi avut-o dacă nu te botezai. Ar trebui și niște rugăciuni de sfințire a cărților teologice pe care le scriem. Vă rog să propuneți bisericii și vedem biserica, înțelepciunea ei, va prelua sau nu propunerea dumneavoastră. Da? Conștiința eclezială va vedea ce poate fi mai bine. Dar să știți că la unele cred că trebuie niște rugăciuni, că dat fiind faptul că dăm cu stângul în dreptul la unele din afirmațiile noastre, cred că ar trebui o consacrare a lor spre deplina lor inspirare. Da? Spune așa că nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, în moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Deci dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, știind că Hristos înviat din morți nu mai moare.
Deci ce s-a întâmplat cu noi? În sens mistic, murim și înviem. Fac o paranteză, să știți că preotul întotdeauna are un tremur, un stres, să spunem, dar nu e stres numai, e o tresărire cumva lăuntrică când face un botez, când bagă un copilaș în apă. Pentru că undeva semnifici acolo faptul că sub apă un copil nu rezistă, da? Deci când l-ai băgat de 3 ori, nu e numai stresul ăsta, că de după 17 ani de botezuri lucrurile se mișcă oarecum. Ei, cu toate acestea, e moarte și înviere. Cumva ai o conștientizare a acestui lucru. Înainte era botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Găsiți la Marcu 1 cu 4. Ioan așa boteza în Iordan. După, însă el gătește calea Domnului, da? Și în clipa când vine Hristos, el ne spune, după înviere, atenție, după înviere, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Deci botezul lui Ioan nu e botezul nostru, da? Botezul nostru este din apă și din Duh. Și ați văzut că în biserica primară, acum câteva înregistrări în urmă, ați văzut că la un moment dat s-a întâmplat că unii oameni primiseră botezul cu apă, dar nu primiseră încă Duhul cel Sfânt de la botez. E, botezul cu Duhul, de fapt, este mai curând ceea ce facem noi azi prin mirungere. Da? În orice caz, la început se făcea prin cufundare. Uitați la Fapte 8 cu 38, s-au coborât amândoi în apă și într-o apă proaspătă. Da? Adică era un râu care curgea acolo. Noi nu mai facem botezurile la râu pentru că la noi nu mai curge. Nu-i punem nici sub chiuvetă, știți, ca să în chiuvetă așa, sub robinet, ca să curgă apa, ci pregătim într-o cristelniță. Precizez că e o cristelniță și nu un cazan, nu o cratiță, nu știu ce și așa mai departe. Cazanul, în general, când aud părinte, cazanul și așa mai departe. Că nu fierbe nimeni acolo, un iad poate mai fierb oamenii, deși e o metaforă, stați liniștiți, dar în orice caz noi avem cristelniță, adică vasul acela în care omul primește chipul lui Hristos sau deplinătatea, dacă pot să spun, ancorării lui în Hristos. Botezul prin stropire era acceptat. Acceptat, dar nu era o practică generalizată. Da? Pentru că cuvântul botez, baptismos, înseamnă scufundare. Deci, aleluia, cu toate stresurile de 2000 de ani încoace, botezul se face prin scufundare sau nu? Că cuvântul, nu puteau oamenii să folosească un cuvânt care înseamnă scufundare, ilustrând ceva care nu era sigur dacă era scufundare. Da? Deci botezul se face prin scufundare. În excepțional, se poate face și prin nescufundare, că nu ai apă suficientă sau copilul trage să moară sau e conectat la aparate și așa mai departe. Dar și eu dau cu baptizo de obicei, moarte prin înnecare. Am înțeles. Deci cineva moare în cristență care devine mormânt și pântece matern. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Mulțumesc, Emanuel. Robert Andrei o să răspund la asta după aceea, da? Primesc și răspund, da? Deci, e limpede că se scufundau oameni. Și e limpede că este în sensul foarte concret moartea și învierea în Hristos. Formula botezului, se botează robul Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și purăși și în vecii vecilor, amin, arată că este o întreită scufundare, că este în numele Sfintei Treimi, adică în numele fiecarei persoane a Sfintei Treimi sunt trei, și închipuie moartea și învierea lui Hristos, adică dacă Hristos e pus pe cruce vineri și moare, duminică dimineață înviază, în prima zi a săptămână și nu în weekend, da? Deci de vineri până duminică, chiar dacă nu ai 3 ori 24 de ore, ai 3 zile. Asta semnifică biserica în clipa când facem botez. Dar doar unul este cu Duh Sfânt. Păi asta, când e botezul, este din apă și din Duh. La ora actuală nu putem să disociem botezul cu apa botezului de botezul cu Duhul Sfânt. Sigur că doar nu o să inventăm acum altă erezie proaspătă. Știți că la biserică se face cu apă și veniți la mine acasă că mă mai fac și cu Duhul. Da? Dar să știți, dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, veți constata că erau oameni care primiseră botezul cu apă, dar nu încă pe cel cu Duhul, pe care l-au primit neîntârziat. Da? Bun. În epoca Sfântului Constantin cel Mare, e, minunați-vă, oamenii erau atât de axați pe conștientizarea botezului. Dar oare de ce erau atât de axați? Ia gândiți-vă un pic acolo. Ce a făcut Sfântul Constantin cel Mare? A deschis ușile bisericii larg de tot, larg de tot, să cuprindă un întreg imperiu. Și ce oameni au intrat acolo? Oameni care erau foarte puțin pregătiți în ultima instanță. Da? Și atunci am început biserica, simțind calitatea foarte de jos, foarte jos duhovnicească a oamenilor, să le ceară o pregătire, o conștientizare tot mai deplină. Și atunci asistăm la niște, cumva, exagerări. În sensul că oamenii tot amânau botezul până când își conștientizau tare, 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 tare de tot. Da? Pe latura aposeană azi încă conștientizați până la vreo 7 ani.
Măsura în care la 7 ani ai o conștiință mult duhovnicească, mă refer, nu psihologică, mult mai adâncă decât la cea de la 0 ani, 1 an sau nu știu cât. Așa? În orice caz, se conștientiza taina atât de tare că unii riscau să-l treacă pe lumea cealaltă fără botez. În orice caz, Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat în ajunul morții sale, știindu-se că se iartă păcatele. Sunt oameni care s-au botezat la maturitate. Sfântul Grigorie de Nazian, fiul de episcop, se botează la maturitate. Sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. După ce și-au încheiat studiile superioare. Uimitor. Da? Însă, apostolii botezau. Când botezau pe cutare și casa lui, Fapte 10:48, Corneliu cu toți ai lui, Sfântul Irineu de Lyon, un francez, mă bucur, veacul al doilea, căci el a venit să mântuiască pe toți oamenii întru sine, pe toți, după cum am spus, pe cei care s-au născut prin el din Dumnezeu, adică pe prunci, pe copii, pe adolescenți, pe tineri și pe oameni în vârstă. Deci aveți mărturie din secolul al doilea, Sfântul Irineu al Lionului, despre ce însemna botezul la vremea respectivă. Origen, veacul al treilea, obiceiul botezării pruncilor e tradiție din vremea apostolilor. Vreți referință? Comentariul la Epistola către Romani, scrisoarea 5. Decretul cu numărul 124 al Sinodului de la Cartagina, secolul 4, arunca anatema asupra celor care negau necesitatea botezului pruncilor și al nou-născuților. Punct! E limpede. Da? Deci, se botezau copiii. Însă, vedeți, în același timp, credința este condiție principală a eficienței tainei. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Marcu 16:16. Din cauza aceasta avem nași, pentru că ei trebuie să fie cei din tâi credincioși. Întrebați-mă dacă pot să existe naș catolic sau protestant și răspunsul aveți. Dacă nu mărturisește și nu este în cum crede, cum trebuie să creadă copilul acela pentru că botezul este ortodox, cum să-l pui? Înțelegeți? Cum să-l pui? Deci nașul își dăruiește, dacă pot să spun, credința pe care o are el și o trăiește, o dăruiește pruncului. Din cauza asta are nevoie de naș, da? Dar cel care e mare, cel ce va crede, se va boteza, se va mântui. Deci dacă ești mare și adult și cu discernământ și așa mai departe. Sigur, e foarte bine să ai un naș fiind botezat adult, dar întâi de toate tu trebuie să dai răspunsul că crezi și în cine crezi să spui cu precizie și asta să te verifice biserica că într-adevăr asta este credința bisericii. Din cauza aceasta, în biserica primară se făcea intens cateheză. Ceea ce facem noi acum, cateheză. Nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, ci ani. Da? Ani. Acum să nu intrăm și în altă derută. Îi ținem pe oameni în șah ani de zile, de nu mai știu ei dacă vor să boteze sau nu, dar nici asta nu e o soluție. Dar trebuie să ne ocupăm de ei să fie o minimă cateheză baptismală, așa se numește, baptismală, în vederea botezului. Și aveam o categorie în biserică care se numește catehumeni. Și spunem așa după citirea Evangheliei și a predicii, cei chemați ieșiți. E, noi la criptă nici nu prea mai zicem cei chemați ieșiți pentru că cumva am simțit că nu prea e nimeni în categoria noastră. Da? Deci nu avem niciun catehumen pe care să-l scoatem afară din biserică și să-i spunem, dar nu neapărat e bine, ar trebui să spunem că textul ăsta e prea bogat, dar măcar să conștientizăm calitatea de catehumen. Problema la noi e că nu mai facem catehumeni. Adică că nu-i mai punem în statutul acesta pentru ca ei să se știe într-o lucrare de apropiere de taina prin excelență care este biserică. Deci când spunem cei chemați ieșiți, este că nu mai puteau participa la deplinătatea tainei acolo, pentru că încă nu aveau statutul duhovnicesc, sacramental, care să le permită. Și, în general, erau pregătiți. Se vorbește despre caracterul de pregătire baptismală a postului cel mare, postului mare, și de Paști, în toată perioada pascală, sau la marile sărbători, se botezau și era asociat acest botez cu liturgia. Iar dacă vedeți stresurile unora de a relaționa botezul cu liturgia, care n-ar trebui să existe pentru că pur și simplu dacă trăiești botezul în proximitatea liturgiei, că e în timpul liturgiei sau înaintea liturgiei, înțelegeți, dai posibilitatea copilului să împărtășească la prima liturghie din viața lui. Și firescul bisericii nu e să se împărtășească în secret pe furiș, că iese părintele la ușa diaconală și îi strecoară împărtășania. Mă întreb și ce împărtășanie de altfel îi strecoară acolo. Da? Ci firescul bisericii că oameni participă la liturghie și participând la liturghie, prin ușile împărătești, preotul iese și îl împărtășește pe copil sau pe adult.
central, să-l vadă toată biserica, că biserica l-a primit în sânul ei pe omulețul acesta care a trecut prin botez și a primit cele trei sfinte taine, care sunt botezul, mirungerea și împărtășirea. Și primirea se face de către biserica întreagă. Cum? Prin participarea la liturghie. Da? Apropo de împărtășirea pe furiș, așa, de fapt nu e pe furiș, că oamenii o fac la lumina zilei, dar mi s-a întâmplat să văd practica aceasta. Este o practică neliturgică, cum să spun, bună de știut, numai că au existat și astfel de tendințe în biserică și punct. De ce? Pentru că de ce să mai participe oameni la liturghie dacă se pot împărtăși și altfel? De ce să mai participe copiii la liturghie dacă i-am împărtășit dimineața până să înceapă Sfânta Liturghie? Sau de ce să stea oamenii la liturghie cu copiii dacă copiii, de exemplu, sunt împărtășiți la sfârșit sau după liturghie sau nu știu când? Sau, sigur, tot felul de categorii, că până la urmă găsim multe categorii. Împărtășania din altar cu care am putea împărtăși prin deplasare, adică deplasându-ne, este pentru cei bolnavi. Deci când cineva e bolnav, să cheme preoții bisericii, să se roage pentru el și așa mai departe, să lungă cu ulei sfințit, da, Sfântul Maslu, poate să primească singur și Sfintele Taine, să se spovedească, să primească și să fie împărtășit. Nu contestă nimeni acest lucru. Însă să nu împărtășim pe copii cu rezerva pentru cei bolnavi, pentru că nu este destinată lor. Copiii noștri nu sunt niște oameni bolnavi. Copiii noștri sunt niște oameni care trebuie să descopere Sfânta Liturghie. Trebuie să participe ca orice adult la Sfânta Liturghie, că plâng, că se mișcă, că nu știu ce. Care e problema? Care e problema? Găsim căi, încetul cu încetul, să îi înrăurim, pentru că dacă nu îi avem la liturghie când sunt mici, nu îi vom avea niciodată. Oamenii ăștia de unde se impregneze cu liturghia și de unde să înceapă să cunoască liturghia așa cum e în firesc cu ei? Vorbeam cu starețul Efrem al mănăstirii Vatopedu și întrebam dacă să le facem un compartiment special copiilor la biserică. Și mi-a zis, uite cum e. Voi, adulții, dacă v-ar pune cineva într-o cameră separată de liturghie, nu ar avea forță suficientă să vă poată aduce ceea ce e de folos. Voi vreți să-i puneți pe copii să facă lucrul acesta? Țineți-i cu voi. Și din momentul respectiv s-a terminat cu compartimentele la noi și de unde avem o încăpere într-o parte în care dacă e unul foarte zbuciumat, așa sigur că poate fi dus de părinți până se liniștește, dar în principiu copiii sunt cu noi la Sfânta Liturghie. Închid toate acestea, toate parantezele. Deci, botezul este introducerea, dacă vreți, în taina prin excelență care este biserica. Miruncerea. Ia uitați, la Fapte 8 cu 16. Faptele Apostolilor povestesc că Petru și Ioan și-au pus mâinile peste samarineni ca ei să primească Duhul Sfânt. Citez, căci nu se pogoruse încă peste niciunul dintre ei, ci erau numai botezați în numele Domnului Isus. Și pogorârea Duhului era însoțită de semne și de manifestări. Vorbeau în limbi, deci atenție cincizecimea, da? Acolo prin excelență s-a vorbit în limbi. Proroceau, săvârșeau minuni, exact cum s-a întâmplat la cincizecime. Deci, înțelegem că mirungerea este o cincizecime personală. Prima cincizecime din viața omului, cincizecimea personală prin excelență, a fost adresată mie, personal. Sigur că orice cincizecime, până la urmă, este personală, că Dumnezeu din mulțimea aia nu e o mulțime fără chipuri, ci o mulțime cu chipuri, cu personalități, cu fiecare în unicitatea lui. Dar când îl primesc la mirungere, preotul se ocupă de mine. Și eu primesc din mâinile preotului, de fapt din mâinile lui Dumnezeu, pogorârea aceasta a Duhului Sfânt peste mine. În Epistole Sfinților Apostoli, darul Duhului Sfânt împărțit credincioșilor, numit uneori ungere. 1 Ioan 2 cu 20, 2 Corinteni 1 cu 21. Sfințirea preoților se făcea tot prin ungere. Nu mai intru în amănunte cu toate lucrurile acestea, dar în orice caz când vă spunem acolo pecetea darului Duhului Sfânt, Schmemann, de exemplu, explică că nu e vorba de diferite daruri ale Duhului Sfânt, ci de Duhul Sfânt însuși în calitate de dar. Repet, ca să reținem, da? Deci nu diverse daruri ale Duhului Sfânt, ci Duhul Sfânt însuși ca dar din partea lui Dumnezeu. Prezența Duhului Sfânt în noi. Alt mângâietor, da? Primim darul înfierii. Deci, filiație. Ce vorbește, ce spune Sfântul Serafim de Sarov? Am dezvoltat altă dată într-o întâlnire între noi, dobândirea Duhului Sfânt ca scop al vieții creștine. Ce aduce asta? Roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția,
Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Galateni 5 cu 22. Deci, vedeți, lucrurile se leagă unele cu altele. În sensul că noi dobândim Duhul Sfânt prin cincizecimea personală, dar este o lucrare a noastră în întregimea vieții noastre, astfel încât să ne-l facem al nostru cât mai deplin, să avem parte de el pentru veșnicie. De aceea e firesc ca botezul să aibă loc în mijlocul comunității, exact ce spun, din care face parte și noua altă biserică, cu totul de acord, căci e sărbătoarea comunității întregi care se completează cu un nou membru, asemenea și cu unia, cu totul de acord, exact. E firescul, dar mulțumesc pentru scrisul ăsta, pentru că câteodată firescul ăsta exprimat, unora poate le pare nu atât de firesc și atunci îl spunem. Din păcate, împărtășirea chiar și a adulților, nu doar a copilor, în afara Sfintei Liturghii, e foarte răspândită, nu în puține locuri, cel puțin în București. Să scăpăm de ea, cât de repede. Da? Deci e o realitate, să scăpăm de ea. Adică, întâi de toate, să cerem preoților noi, Părinte, aș vrea să mă împărtășesc în timpul Sfintei Liturghii. Eu vă garantez că cine practică lucrul acesta, își surpă singur participarea credincioșilor la liturghie. Pentru că atunci sunt două categorii, cei care sar peste rând sau care găsesc ei un fel de rând și cei care nu. De ce este recunoscut botezul catolicilor? M-ați anihilat. Dacă spun ceva, acum o să vină o pleiadă întreagă care mai văd unul că sare brusc și spune, Părinte, în acest moment vă consider ecumenist. Punct. Dacă nu trăim amenințarea aceasta în aer, care ne este foarte cunoscută din dățile precedente, atunci o să îndrăznesc să vă răspund. În primul rând, botezul, vedeți, chiar dacă este un ortodox care nu este preot și care săvârșește botezul pentru că nu avem altă posibilitate, botezul acela e recunoscut. Da? Noi spunem din tradiția bisericii că recunoaștem un botez dacă e făcut în numele Sfintei Treimi. Deci condiția recunoașterii botezului este să fie făcut în numele Sfintei Treimi. După formula pe care ne-o spune Hristos. Acum, dacă mă întrebați de ce conștiința eclezială a recunoscut botezul catolicilor, ar trebui întrebată conștiința eclezială. În orice caz, ceea ce am primit noi ca și practică, ca și înfăptuire în viața bisericii, este că dacă cineva a fost botezat în numele Sfintei Treimi, în principiu, biserica este gata să recunoască acel botez. Dar la modul foarte concret, la modul practic, există două maniere de a primi pe cineva care nu a primit botezul ortodox în biserică, da? Este, dacă vreți, modul prin acrivie în care excelează Sfântul Munte, care pur și simplu fac botezul din nou și totul, pentru că zic, a fost atât de incomplet ceea ce s-a făcut încât trebuie făcut totul de la capăt la un capăt la altul. Bine, și atunci asta este o viziune asupra lucrurilor, sau prin economie, ce vă spun eu, noroc că în spatele meu sunt cuvintele starețului Efrem, pentru că altfel unii m-ar strânge de gât, dintre frații mei ortodoxi, așa cu delicatețe m-ar strânge, atrăgându-mi atenția că perspectiva mea este ameliorabilă. Da? Sigur, ce mă bucur este că e perspectiva altcuiva mult mai important decât mine. Dar, sigur că în practica bisericii, noi cunoaștem aceste două. Deci fie prin acrivie, în sensul că, dar e caz cu caz, în orice caz trece prin episcop. Eu vă îndemn cei care au neliniști metafizice, să se pună în relație cu episcopul și caz cu caz episcopul să spună cum se economisește, pentru că este idealul să facem așa. Da? Pentru că episcopul prin excelență economisește în biserică. El este cheia economiei bisericii și botezul catolicilor nu e recunoscut așa pe bandă rulantă, ci botezul catolicilor este recunoscut totuși prin economia bisericii a cărui purtător de cuvânt se face episcopul. Da? De ce nunta între cununia între un catolic și un ortodox este recunoscută? Da? Păi nu e recunoscută. Dar prin economie, caz cu caz, se poate recunoaște această săvârșire cu condiția că episcopul a dat binecuvântare să săvârșească. Toate lucrurile care sunt la limită ar trebui să treacă prin episcop. Păi asta ar trebui că înseamnă să acceptăm și botezul protestanților. Dacă nu greșesc, botează și în numele Tatăl. Stați, numele Tatălui nu e numele Sfintei Treimi. Deci, teoretic spun, ar trebui să acceptăm și botezul tuturor celor care au făcut în numele Sfintei Treimi, dar la modul concret, eu nu vă îndemn să acceptăm așa tot ceea ce vine, ci persoana respectivă să fie chemată în biserică, să fie văzut exact ce s-a făcut acolo și eu personal m-aș sfătui cu cel care are
măsura economiei, adică cu episcopul, să-mi spună concret, înfățișându-i cazul respectiv, ce am eu de făcut. Soțul meu era botezat catolic, iar părintele i-a făcut doar miruncere, apoi ne-am cununat. Este exemplu concret de primire prin miruncere, adică prin ceea ce nu a avut în Biserica Catolică, cel puțin în înțelesul ortodox, da? Deci s-a considerat că botezul este valabil, dar atenție, e caz cu caz prin rânduiala dată de episcop și atunci au zis episcopul, facem mirungerea și biserica, pentru cazul acesta, prin vocea episcopului respectiv, primește și economisește că este în deplinătate de a primi. Da? Nu știu dacă am sărit pe aici. Ce înseamnă a te naște din apă și din Duh? Păi e foarte limpede. Prin apă se semnifică introducerea ta în apă este moartea și învierea în Hristos, dar apa aceea este îmbibată, dacă pot să spun, impregnată de prezența Duhului pe care tu îl primești prin acea scufundare. Trec la taina a treia, Euharistia. Euharistia, mulțumire. Când spune Evharizo, da? Mulțumesc. Este taina tainelor. Miezul bisericii, spun. De fapt, ce se întâmplă? E cina cea de taină. Mântuitorul, pe cei mai apropiați atunci, a chemat la cina cea de taină. Ei, acum gândiți-vă un pic la cum se văd lucrurile. Dacă vă cheamă președintele Republicii la cină, vă gătiți așa și aveți grijă, nu cumva să întârziați, că vă pregătiți cu vreo 20-30 minute înainte, jumătate de oră, o oră, să fiți pe stradă acolo, nu cumva să ratez, cumva să fac vreo gafă din aia monumentală. Dacă Hristos ne cheamă la cina lui cea de taină, duminica la biserică, așa ne uităm la cea și spune, merge și la citirea evanghelică, dacă tot acum, că oricum erau aici toți și asimilăm așa din mers. Ca să înțelegeți un pic ce discrepanță între atenția pe care o acordăm conducătorului acestui lumi și atenția pe care o acordăm conducătorului împărăției ce va să fie. Da? Deci când Hristos a lărgit cina cea de taină spre a mă primi și pe mine în sfârșit nemernicul, care ar vrea să aibă haine de nuntă, dar nu le are, pentru că vede păcatele pe care le are în fiecare zi, dar totuși Hristos își face milă și spune, hai și tu, te primesc și pe tine, vino, numai să vrei să vii, să vrei să te împărtășești cu mine. Și eu, azi nu sunt vrednic să mă împărtășesc. Duminica viitoare nu eram foarte pregătit. Duminica următoare nu știu ce mai întâmplă, dacă totuși părintele mi-a cerut, hai măi omule, împărtășește-te, termină cu evlaviile astea care te îndepărtează de Hristos, că evlavia adevărată nu te poate îndepărta de Hristos, ci te poate doar apropia. Știți, de fapt, și nu știu ce, și cu știți, 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 eu acum m-am obișnuit ca duhovnic, le spun, uitați, știți, nu știu ce știți, eu spun așa, fii atent, mai ai 2 zile până te împărtășești. Fii atent. A, nu te-ai împărtășit de nu știu cât timp. Avem 100 online. Dacă mai vreți să partajați, suntem mai puțini cei care partajăm. Suntem 38 care partajăm. Uite, ai 2 zile să te pregătești să te împărtășești. Cum te pregătești? Nu știu, treaba ta. E problema ta. Eu îți dau binecuvântare să te împărtășești. Tu n-ai vinovăție în fața lui Dumnezeu că tu mă asculți pe mine. Pregătești, ai 2 zile, fă ce știi tu mai bine astfel încât să-L primești pe Hristos. Că nu mai merge cu chestii, că știți, că nu știu ce. Înțeleg că acceptarea botezului nu asumă că botezul a fost validat din punct de vedere al dreptului canonic sau acriviei, ci dimpotrivă că acesta e incomplet. Cum e poate fi folosit și asumat din punct de vedere ortodox îndreptat? Cam asta face biserica. Ia lucruri nedesăvârșite și le desăvârșește. Ia carne și transformă în duh. Spus altfel, este că, sigur, noi validăm cumva în biserică niște elemente care trebuie să figureze în botez, pentru că nu orice e numit botez de alții e și botez. Da? Trebuie să fie un minim. Cu catolicii ne e cumva mai simplu, dar e cam singuri, da? Cam singuri cu care ne e mai simplu. Cu ceilalți nu ne e simplu deloc, pentru că am participat, iertați-mă, nu vorbesc din mers așa, da? Eram tânăr și m-a trimis Biserica Ortodoxă să particip la adunarea tinerilor creștini și așa mai departe. Mamă, ce slujbe am văzut acolo, super! Au luat un scaun, au pus o cruce, nu știu ce, arătau oarecare evlavie, s-au întâmplat niște lucruri așa evlavioase. Dar nu prea semăna ce știm noi, ca botez. Știți? Scuze, mai sună telefonul, știți? Asta înseamnă că lumea încă mă iubește. Iertați-mă, scriu. Așa.
Recomandați împărtășirea cu Sfintele Taine des, săptămânal sau nu știu ce. Ce înseamnă des, ce înseamnă săptămânal? Pentru unii săptămânal e des, pentru unii lunar este des. Recomand împărtășirea cu Sfintele Taine. Recomand după cum ne spune duhovnicul să ne împărtășim. Și recunosc. Vă recomand un duhovnic care să aibă drag să ducă pe om spre Sfintele Taine, să nu-i lipsească pe oameni de Sfânta Împărtășanie. Pentru că veți vedea și în parohiile unde oamenii se împărtășesc cum e și veți vedea ce duh este acolo unde oamenii nu prea mai apucă niciodată să se împărtășească. Da? Deci comparați un pic să vedeți și duhul în biserică. Deci, biserica preiada există un minim de exigențe. Deci, la catolici e mai simplu. Vorbeam în special de catolici. La protestanți, în general, nu știu dacă am acceptat vreodată un botez de la ei, cred că am botezat sistematic. Da? Eu nu vă spun ca să par, știți, că unii se simt bine. A, părintele din al nostru, știți? Până la proba contrarie, știți, așa a făcut și cu Ieroteos Vlachos. Cât timp a mers așa că părea, o, Ieroteos Vlachos și așa mai departe. Și când a început să spună, nu vă mai separați de biserică și încetați cu tâmpeniile, sau părintele Rafael Noica a ieșit în lume și a spus opriți-vă cu prostiile, atunci nu au mai fost atât de buni, dar acum n-au mai avut ce să zică prea tare, știți? Dar atenție, atenție, eu nu vă spun ca să vă câștig considerația. Vă spun cum funcționăm noi, nu este, e o mărturie de viață, fiecare să treacă prin duhovnic. În orice caz, sigur că firescul este să ne împărtășim. Haideți să vă întreb logic. Vă cheamă Hristos la cina lui cea de taină. Vă cheamă ca să salivați în prezența lui, să vă uitați la el spunând ce frumos că există câțiva care se împărtășesc cu tine, Doamne. Și eu sunt aici cu tine și mi-e de ajuns cu firmiturile care cad de la masa stăpânului, care nu știu ce firmituri ar fi, de exemplu, faptul că vă văd că vă hrăniți. Înțelegeți? Eu simt că participarea la Sfânta Liturghie fără împărtășanie nu e completă. Uitați cum e. Sigur că ăsta este firescu să mă împărtășesc, însă se poate întâmpla câteodată să nu mă împărtășesc. Eu personal nu prea mai știu de mult să se fi întâmplat lucrul ăsta cu mine, dar bine, sunt și preot, dar sigur că firescu e să mă împărtășesc, da? Însă să știți că împărtășirea nu este doar cea euharistică. Adică eu dacă particip acolo, cum spunea părintele Zaharia Zaharul la un moment dat, mi se pare de la ei, se spunea că oamenii chiar dacă nu se împărtășesc, că se poate întâmpla, uite, fetele, de exemplu, sunt la o anumită perioadă a ciclului lunar sau soții, de exemplu, au fost împreună trupește, nu se pot împărtăși. Asta înseamnă că nu mai participă la liturghie? Nu, că împărtășania vine prin toată atmosfera de acolo și prin tot ceea ce se întâmplă acolo, eu mă împărtășesc. Nu? Împărtășania nu există doar sub forma euharistică, totul mă împărtășește. Eu să fiu sugativă, da? Eu să am un bun reflex din acesta lăuntric, să am o bună digestie duhovnicească, astfel încât să pot să primesc. Da? La orice liturghie mă împărtășesc, dar idealul ar fi să mă împărtășesc în deplinătatea pe care însuși Dumnezeu vrea prin participarea mea la liturghie, adică și cu Hristos. Și vedeți, spune așa Mântuitorul, că moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Deci ăsta este firescul, da? Să slujim Sfânta Liturghie și să ne împărtășim. La început, Euharistia dura toată noaptea. Era ca o cină lungă, așa, erau lecturi din Sfânta Scriptură, cum știm asta, pe un moment dat în Faptele Apostolilor era o astfel de, cu plăcere, nu-i nevoie să mulțumiți sau mulțumiți dacă vreți, nu răspund la fiecare, dar cu drag tuturor. Și la un moment dat scrie acolo că s-a prelungit și că era un tânăr Eutihie care era pe fereastră. Deci vă dați seama câtă lume era în casă, dacă omul ăsta stătea pe marginea ferestrei, că nu mai avea loc. Vă dați seama cam cum erau adunările la început, da? Și adoarme adânc și doborât de somn cade și moare. E, dacă se întâmpla în ziua de azi, vă dați seama că venea poliția, sigila locul și s-a terminat cu noi și cu adunarea noastră, da? Și ce face apostol? Îl înviază, adică merge mai departe. E, mi-aș dori să fim în stare să facem lucruri similare, da? Dar măcar să fim în stare să ajutăm oamenii să învieze de-a dreptul, așa, duhovnicește, știți? Și le-a adus la viață și după aia vedeți ce face, suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori. Deci, atenție! În biserică, înainte, oamenii mâncau. Mâncau și apoi se împărtășeau. Dar pentru că lucrurile au degenerat și masa aia devenea cumva așa un pic prea festivă și prea neatentă la Hristos, s-a rânduit din biserica primară ca oamenii să nu mai mănânce nimic înainte și a devenit ceea ce numim astăzi ajunarea noastră.
Deci noi, în biserică, ca să ne împărtășim, ajunăm. Fac o paranteză foarte importantă primită din gura starețului Efrem. Nicăieri nu există canon în biserică care să statueze post înainte de împărtășanie. Sper că am spus limpede pentru toți cei care poate se bazează pe neclaritatea exprimării mele, ca să nu audă. Nu există niciun canon al bisericii care statuează post înainte de împărtășanie. Singura rânduială canonică este ajunarea înainte de împărtășanie. Câți ani am făcut un pas înainte și apoi mă opream? Apropiați-vă acum, știți, asta e chestia aia foarte simpatică cu așa, să vă apropiați, da? Și am văzut și că există biserici unde oamenii fac un pas înainte. Mai mare hilaritate nu poate fi inventată pentru liturghie, da? Acum, sigur că, vedeți, este alt duh la noi în comunitate. Păi asta e alt duh la noi în comunitate. Ați înțeles perfect. Am închis paranteza. Deci, oamenii au introdus ajunarea pentru ca să-L primească pe Hristos primă hrană cu mai mare deplinătate a primirii. Da? Dar nu este o condiție absolută că trebuie să nu gustăm nimic ca să ne împărtășim, condiția absolută venind din biserica primară. S-a introdus ca disciplină, pentru ca prima hrană pe care o primim în ziua respectivă și ca pregătire făcută prin nemâncare, prima hrană în urma pregătirii să fie Hristos însuși care intră ca hrană cea mai nobilă în noi. De ce Petru spune, Doamne, bine este nouă să fim aici, vom face trei colibe, ție una lui Moise și una lui Ilie? De ce Petru vorbește despre Moise și Ilie? Pentru că s-au arătat Moise și Ilie. Pentru că asta înseamnă că erau vii și nu prea erau reîncarnați, dacă erau în alte trupuri și nu mai te întâlneai cu ei. Da? Moise și Ilie erau vii. Pentru că ei deja erau într-o rânduială euharistică de împărtășire din prezența lui Dumnezeu, chiar dacă sunt din Vechiul Testament. O taină. O taină, vedeți? Și deci dacă a vrut să facă trei colibe, ce înseamnă asta? Înseamnă că erau foarte concreți, că erau atât de vizibili, nu erau duhuri, da? Erau atât de concreți că puteai să pui mâna pe ei și a spus, hai să îi mobilizăm aici, să fie cu noi, să fim aici. Vreau să înveșnicească momentul, să nu se mai ducă momentul la niciodată. Da? Aveți descrierea Euharistiei. Aici ar fi multe de dezvoltat, poate facem o dată o întâlnire numai despre Euharistie. Însă, vedeți, se descrie, de exemplu, Sfântul Iustin Martiriu și filozoful, secolul al doilea, în Apologia întâi în favoarea creștinilor. Le găsiți în Apologezi de limbă greacă, în română, găsiți ușor lucrurile acestea. Găsiți o descriere, o prime descriere a Euharistiei, o găsiți în Didahia celor 12 apostoli. Cum rămâne noi Hristos după împărtășire sau cum îl păstrăm? Păi uitați așa, vedeți mâinile mele? Ați primit apă în mână. Se scurge apa printre degete. Duminică e mai multă, luni e mai puțină, marți e mai puțină, miercuri mai puțină și încetul cu încet se scurge. Dacă nu mergeți din nou la o liturghie să puneți din nou să umpleți căușul, îl pierdeți pe Hristos. Îl pierdem prin păcate și prin toate lucrurile pe care le facem. Da? Deci trebuie să ne alimentăm continuu cu Hristos ca El să rămână în noi. Interesant că și Moise și Ilie sunt cei care l-au văzut pe cuvântul lui Dumnezeu în munte. Exact, sunt reprezentanții celor care, adică ei sunt cei care l-au văzut cel mai lămurit din cât se putea vedea. Dar vedeți, e deja o comuniune cu ei, da? E o mare taină aici, pentru că noi spunem de cei din Vechiul Testament că erau în iad, da? În iad. Și atenție, Hristos încă nu înviase. E cum de participă aici? Credeți că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni așa, deci gata, toți cei de până aici sunteți gustați realitatea asta și restul foarte diferit. E o taină. Nu știu să o explicitez. Da? Vedem, ne împărtășim de niște lucruri. Ne dăm seama că Dumnezeu e mult mai nuanțat decât vrem noi să punem fără alb și, adică numai cu alb și negru. Da? Euharistia, în orice caz, frângerea pâinii, da? Am detaliat de-a lungul întâlnirilor noastre, de exemplu cu Luca și Cleopa pe cale, când Mântuitorul a frânt pâinea și a dispărut de la ochii lor, pentru că a fost jertfa euharistică și că atunci s-au deschis ochii lor și au putut să-L recunoască. Deci Euharistia servește la recunoașterea lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci vrea cineva să aibă parte de Dumnezeu să se împărtășească, pentru că este calea cea mai sigură să-L recunoști pe Hristos ca fiind Dumnezeu. Nu intru în amănunte despre cum se făcea Euharistia, găsiți lucrurile acestea, sunt interesante, dar în orice caz, structura e cam cea de azi, numai că Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie Dialogul, așa, sunt cei care au oferit structurile de liturghie pe care le avem astăzi. În privința mărturisirii faptului că cu adevărat era Hristos în Sfintele Taine acolo, mărturiile cele mai vechi. Sfântul Iustin Martiriu și filozof. Hrana aceasta este trupul sângelui Hristos cel întrupat.
Sfântul Ignatie Teoforu, secolul al doilea. Euharistia este trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trupul care a pătimit pentru păcatele noastre. Toate, toate, da? Deci nu e un nor de mărturie, dacă vreți așa. Încerc să răspund ca să nu-mi plece fluxul de aici de știri. Părinte, dacă nu facem rugăciune după spovedanie și ne rugăm cu cuvintele noastre să păcătuim, e bine să ne întrebăm duhovnicul. Eu n-am dat nimănui nicio rânduială că trebuie neapărat să facă numai rugăciunile alea și de fiecare dată neapărat toate și așa mai departe. N-am cerut nimănui lucrul ăsta. Suntem deplin încredințați că ne împărtășim cu trupul sângelui lui Hristos, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Astfel ajungem și purtători de Hristos, Hristofori, pentru că trupul sângelui se împărtășește mădularilor noastre. E limpede. Să nu judeci taina după gustare, ci neîndoienic încredințate prin credință că ai fost învrednicit de trupul sângelui lui Hristos. Da? Deci lucrurile... Deci nu e unire nici simbolică, nici figurată, ci adevărată, reală și deplină. Wow, să vedeți la Sfinții Părinți. Ia uitați ce spun aici. În taina Euharistiei devenim cotrupești cu Hristos. Wow, deci mai frumos n-ai cum. Cotrupești cu Hristos înseamnă că facem parte din trupul lui Hristos, că partajăm același trup. Fără Sfânta Împărtășanie nu există nici mântuire, nici viața autentică. Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului, dacă nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Ioan 6, 53 cu 54. Pe aici încep problemele. Luați-i pe protestanți care spun că fac cina Domnului și că este simbolic cina Domnului, dar nu o să credem acum că chiar e Hristos acolo, față de cuvintele lui Hristos, nu au viață în ei. Da? De altfel, cum să-L mărturisești pe Hristos dacă nu ai viață în tine? E, la ora actuală vedem că protestanții fac cea mai mare misiune de pe glob. Da? E o realitate. Vedeți protestanții că caută prozeliți în dreapta și în stânga, nu mai știu ce să mai facă. Dar oamenii au nevoie de mărturisirea sacramentală, dacă pot să spun, harică. Și aici avem un cuvânt de spus, cei care facem parte din biserică. Măsura în care nu recunoaștem tainele catolice, iar e complicat, da? Radu. Părinte, într-una din relatările evanghelice se spune că la schimbarea la fața a Mântuitorului pe Tabor, cei trei apostoli au adormit. Credeți că există vreo legătură cu oboseala și nevoia de odihnă somn duminical? Cum credeți că ar fi bine să cinstim ziua Domnului după liturghie? Păi cum facem noi acum, dormind unii în fața celorlalți și bucurându-ne de această împreună dormire. Acum nu vă supărați pe mine, eu vă mai ironizez așa, dar cu drag, da? Deci, apostolii nu știu dacă au adormit, pentru că acolo este vorba de o cădere a lor copleșită de simțirea și de prezența acelei taine, da? Mai curând au adormit în clipa când i s-a cerut să stărie un pic cu Mântuitorul în rugăciune în grădina Ghețimani. Avem nevoie de duminică, să știți că cel mai bine se doarme după o taină a bisericii. După hirotonie am dormit ca un prunc. Da? Copiii dorm după botez ca niște prunci. Da? Unii dintre ei chiar sunt prunci. Dar vreau să spun că odată ce ai primit Harul lui Dumnezeu, e un somn regenerant extraordinar. Deci noi am resimțit nevoia să dormim. Eu, de exemplu, duminică aș dormi după liturghie. Mi-ar face foarte bine acest somn. Câteodată chiar o fac. Deci, sigur că putem și chiar e specificat acolo că un om care s-a împărtășit și vrea să doarmă și așa mai departe, fără niciun stres, adică să doarmă cu toată pacea pentru că e un somn regenerator, adică îl ajută să doarmă, să se odihnească. Însă, pe cât posibil, dacă putem, duminica, este să ne cultivăm viața noastră, să încercăm să înțelegem temeiurile credinței noastre, odată participând la liturghie și primind harul lui Dumnezeu și însăși prezența lui Dumnezeu, să încercăm să materializăm lucrul respectiv, adică dacă ne ocupăm cu lucruri duhovnicești, veți vedea că există o mare inspirație duminica prin prezența lui Hristos în noi, împărtășit în noi. Ne e mult mai ușor să înțelegem lucrurile duhovnicești, deci e un moment să ne împărtășim așa cum facem acum și putem să facem lucrul acesta. Și eu cred că e o bună petrecere a duminicii. Alții aleargă în natură. Cei din familia părintelui Șmeman ieșeau cu câinele, ieșeau la plimbare, dar sigur că acolo întotdeauna e rost de o discuție teologică. În orice caz, să fie un moment de destindere și de ieșire din ciclul ăla de luni până sâmbătă, să facem altceva, pentru că duminica este alt fel de a trăi viața în Hristos. Simpla mâncare a trupului Fiului Omului aduce după sine viața veșnică sau este esențială asumarea acesteia?
De multe ori credem că funcționează per se și ne așteptăm la un fel de magie în loc de taină. Nu știu la ce se așteaptă unii sau alții, însă este limpede că, vedeți, Dumnezeu are o capacitate extraordinară odată ce ne-am împărtășit să stimuleze în noi și zonele acelea călduțe, așa căldicele. Adică noi din exterior percepem oamenii cu o anumită disponibilitate de a se relaționa cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu, pauză un pic, da? Cer iertare, mai vin și copiii pe acasă. Vă imaginați că duminica stăm numai fără copii, e, se mai întâmplă că mai vin și acasă. Da? Aia a fost soneria mea, vă fac cunoștință. Deci, sigur că omul are o disponibilitate lăuntrică să se împărtășească cu Hristos și în sensul înțelegerii. Dă-ne nouă cunoașterea cea înțelegătoare. Deci, cumva avem nevoie de o înțelegere. Avem nevoie de o înțelegere în privința tainei noastre, tainei pe care o primim. Am făcut semn să nu vorbească, că transmit. Na, dacă n-auziți nicio voce, este clar că au înțeles mesajul meu, da? Mai stăm un pic și după aia mă ocup de ei. Deci, sigur că vrem să înțelegem, numai că înțelegerea aceasta vine duhovnicește, nu vine numai prin faptul că am primit explicații. Auleu, cred că am pierdut șirul aici. O zi bună, de ce se sfințesc crucile? Părintele Arsenie Papacioc era de părere că nu trebuie sfințite ele însele fiind un semn sfânt. Și eu sunt de acord, cu crucea sfințește alte lucruri. Dacă în drum spre biserică ne-am tulburat sau mâniat și avem conștiința că nu mai suntem în starea de dinainte evenimentului care ne-a tulburat și numai am când să mărturisesc duhovnicului, starea schimbată, mă mai pot împărtăși conștiința în păcat, eu m-aș împărtăși, pentru că dacă pun în mâna diavolului acest mecanism, cum că la cea mai mică tulburare nu mai împărtășesc, pe îmi va da toate posibilitățile să nu mai mă pot împărtăși niciodată. Da? Deci nu asta mă oprește la împărtășit. Să pun pocăință și ok. Putem oare vorbi de o copleșire a harului liturgic? Ce ar fi bine să ne obișnuim cu el ca să ne copleșească până la somn împărăție? Mai în glumă zicând. Eu nu știu dacă ne copleșește ceva, dar ar trebui să ne obișnuim cu o simțire a harului, adică măcar din când în când să putem beneficia în viața noastră de o simțire a harului. Părinte, după împărtășire ne curățim de tot rău, nu se iartă tot. După spovedanie primim dezlegarea de toate păcatele, da? Deci după spovedanie primim dezlegarea de toate păcatele. Și spune acolo rugăciunea, sigur, dacă noi ne-am străduit să spovedim tot ceea ce trebuia să spovedim, da? Deci n-am uitat ceva că am vrut noi să uităm, rugăciunea privește toate păcatele, da? Însă Dumnezeu ne iartă toate păcatele, deci după împărtășire ne curățăm de tot rău. Păi noi vedem cum suntem, că vai de capul nostru. Ne împărtășim și suntem cu dorire de desăvârșire, dar asta nu înseamnă că, cum să spun, suntem curați, suntem în drum de curățire, dacă pot să spun așa, angajați în curățirea noastră, fără să avem starea omului curățit la modul, adică prin excelență, în sensul că ne-am stabilizat, dacă pot să spun, într-o curăție, da? Deci noi, sigur, suntem în continuare oscilanți, însă suntem angajați pe cale, asta este important. Am răspuns la toate întrebările, revenind acum. Spune Sfântul Vasile cel Mare, desigur că împărtășirea, ca să răspund la cei cu deasa sau rara împărtășanie. Să nu ne depărtăm, să ne ținem strâns de Euharistie și de rugăciune. Sfântul Ignatie Teoforul. Desigur că împărtășirea zilnică și hotărârea de a primi zilnic Sfântul Trup și Sângea lui Hristos e un lucru bun și folositor. Nu o spun eu, o spune Sfântul Vasile cel Mare. Cu toate acestea, noi ne împărtășim numai de 4 ori pe săptămână, duminica, miercurea, vinerea și sâmbăta, precum și în alte zile când se face pomenirea vreunui sfânt deosebit, adică sărbătorile bisericii. Vedeți, Sfântul Vasile cel Mare era de 4 ori. Vatopedul azi de 4 ori. Parohia noastră de 4 ori pe săptămână, mă refer. Da? Deci am prins un ritm. Mai că la noi e marțea și joia, nu e miercurea și vinerea, ca miercurea și vinerea să postească omul.
Conform celui de-a patrulea, optulea canon apostolic, cei care nu s-au împărtășit un timp îndelungat, fără să aibă un motiv întemeiat, sunt scoși în afara bisericii. Vă spun că cuvântul este excomunicare. Trebuie excluși și afurisiți. Atenție, afurisiți! Fiindcă produc neorânduială în biserică. N-am spus-o eu, dar vedeți un pic cum se punea problema. Despre rânduiala, despre buna chivernisire a participării la viața bisericii. Practica împărtășirii rare, numai în marile sărbători sau în posturi, sau din an în Paști, știți cum e expresia românească din an în Paști, unii o trăiesc așa că e din an nou, așa Crăciun în Paști, este urmarea slăbirii progresive a evlaviei euharistice, adică oamenii se considerau nevrednici. Păi, sigur că doar spun că cei din tâi păcătos sunt eu, cu frică, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Niciodată biserica ne-a spus cu frică, cu credință și cu dragoste să vă depărtați. Da? În orice caz, Sfântul Ioan Casian, al nostru, da, trăit și trăitor și în Occident, subliniază aceste aspecte în veacul al V-lea, deci problematica e veche. Nu trebuie să nu primim Duminica Sfânta Împărtășanie, fiindcă ne știm păcătoși, ci cu totul mai mult să ne grăbim dornici către ea pentru vindecarea sufletului și pentru curățirea cea duhovnicească. Pe cum ar spune medicii astăzi, dacă toți sunteți așa bolnavi, ce vă mai apropiați de medici, lăsați că oricum puteți să muriți în pace. Da? Deci faptul că mă apropii este că vreau să mă însănătoșesc. Problema în biserică e cu cei care nu vor nimic cu ei, care zac în starea lor și trec ani și zecile de ani peste ei și nu se întâmplă nimic cu ei. Acolo este problema, pentru că ei sunt imobilizați. Și ceea ce este ceva parțial astăzi, câțiva ani sau zeci de ani, o viață, se înveșnicește. Și problema lui Hristos în ceea ce ne privește cu înveșnicirea păcatului. De-aia există moartea, ca să nu se înveșnicească păcatul. Deci în clipa când nu ajungem, de fapt când Dumnezeu nu sancționează păcatul în ultimă instanță, ci sancționează nepocăirea omului. Deci dacă omul nu se pocăiește, dacă nu spune, bun, azi sunt nevrednic, dar în 10 ani voi fi vrednic sau în 5, mă duc la duhovnic, mă îngrijește, face ceva cu mine, până când încetul cu încetul ajung să. Da? Deci în parohii dramatic este strigător la cer, este că vezi că aceiași oameni că străbați 10 de ani și că la noi, știți, nu se poate, nu se împărtășesc, nu știu ce. Da, au avorturi și tot felul de lucruri. Foarte bine, dar hai să le conștientizăm. Hai să începem lucrarea noastră, hai să ne punem în șantier, să declarăm șantier. Hai să facem ceva cu noi. Pentru că altfel trec ani și zecile de ani și nu se întâmplă nimic cu noi și ajungem în aceeași stare. Deci, Hristos vrea ca omul să se mântuiască. Ați văzut, tâlharul pe cruce nu i-a trebuit o viață întreagă, ci câteva momente. Nu intru în amănunte aici, dar dacă avem conștiința cei dintâi dintre păcătoși, sau asta o căutăm, cum se face? Prin pocăință, ne spovedim, da? Spovedania, metanoia, metanoia, înnoirea minții. Deci avem nevoie să ne înnoim mintea. Ați avut o intervenție întreagă pe problema fiului rătăcitor. Da? Am făcut o dezbatere întreagă. Aveți aici, sigur, și unul din cei care intervin aici prin comentarii și mulțumesc pe această cale, a strâns toate aceste intervenții, le-a pus într-un loc. Dacă nu le găsiți pe profilul meu, uitați-vă despre ce era vorba și înțelegem ce înseamnă această pocăință, că este efectiv venirea acasă a fiului risipitor. Pocăința este aducerea înapoi, împrospătarea botezului, spune Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ai păcătuit, intră în biserică și ștergeți păcatul. Biserica e spital, nu tribunal. Adică nu te-a judecat și te-a trimis la pedeapsă și la închisoare. E foarte limpede atitudinea. Da? Oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Oricât te veți lega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Cine zice că poate să-și trăiască credința doar stând acasă, pe el nu-l privește această propoziție de la Matei 18 cu 18, pentru că nu se desleagă singur de păcate și deci va rămâne cu ele și în veșnicie. Foarte limpede. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Despre apostol vorbeau, despre episcop, despre preot și așa mai departe. De ce e necesar să spovedim păcatele unui preot? Păi, de fapt, nu le spovedim unui preot, le spovedim în fața lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lucrat întotdeauna prin oameni, adică El a pus ucenici, El a pus oameni care să fie lucrători, da? Și spune așa, dați-le voi să mănânce, nu așa le-a spus apostolilor. De ce oare? Dacă putea să se descurce și singur, dacă El era Dumnezeu și restul era oameni. Ci pentru că a lucrat așa, da? Și le-a spus că îi face pescari de oameni, deci pescari de oameni sunt preoții. Deci preotul este chemat să hrănească poporul lui Dumnezeu, să-l ducă la pășune grasă, cum spunem, așa, în limbajul
celor care cresc oi, adică să-i dea hrană din abundență și poporul să crească. Ce mă fac dacă atunci când stau la rând la împărtășit mă atinge un sentiment profund de necredință legat de Euharistie? Oare de la ce vine? Hai să o luăm așa, oare de la cine vine? Și sentimentul ăsta profund de necredință, necredința nu știu dacă poate să aibă profunzim, da? Necredința e mai curând, adică ea e un gol, nu e un plin. Plinul are profunzim, golurile n-au profunzim, golurile au hopuri, au gropi de potențial, dacă vreți. Eu nu stau la coadă, la împărtășit, primind gândurile, da? Deci este problema că primiți aceste gânduri. Când sunt la împărtășit, sunt în ultimele momente de reviziunea conștiinței pentru a-L primi pe Hristos, trupește în mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mă rog cu rugăciunea inimii, mă concentrez asupra mea, nu mă uit nici în dreapta, nici în stânga și spun, Doamne, în curând te primesc în mine, fizic, trupește, ai grijă de mine, sigur mă vei auzi pentru că vei fi fizic în mine. Dacă cel care se spovedește, am trecut la spovedanie, da, ca să înțelegem, spovedanie este pregătirea, este înnoirea minții, da? E taina pocăinței, e taina reconcilierii. De la catolici înțelegem foarte bine asta, lucrul ăsta, cel puțin catolicii francezi. Le sacrament de la reconciliation. Eu când spovedesc pe cineva, cu cine reconciliez? Pe întâi de toate reconciliez cu Dumnezeu, da? Dar în al doilea rând reconciliez cu biserica. Cu biserica care? Cu ortodoxia, da? Deci, cu plăcere. Deci, eu când administrez, dacă pot să spun așa, că sunteți iconomi ai tainelor lui Dumnezeu, adică administrator, da? Deci când aplic taina lui Dumnezeu omului, Dumnezeu lucrează prin taină, nu eu, da? Eu particip, da? Adevăratul săvârșitor al tainei e întâi de toate Dumnezeu. Dumnezeu curăță păcatele oamenilor, da? Mărturisiți-vă, purtați-vă sarcine unii altora și așa veți plini legea lui Hristos. Mărturisiți-vă păcatele unii altora, da? În sensul că cumva noi purtăm prin cele pe care le-a dat Dumnezeu ca posibilitate să ne purtăm unii altora, prin preoție sau prin episcopat, purtăm această posibilitate pentru ca oamenii să se spele de păcate. E greșit să credem că nu sunt iertate decât păcatele numerate în timpul spovedanii, dacă, desigur, adică noi nu avem cum să avem exhaustivitatea tot ceea ce am făcut. Deci dacă, desigur, nu am ascuns ceva în bună știință, sigur că Dumnezeu iartă totul, că așa spune la sfârșit, că sunt iertate toate păcatele. Dar dacă mi-aduc aminte de altele, să le spun și pe acele. Trecem la altă taină, ca să avansăm un pic cu tainele. Mai sunt două pe care vreau să le adaug. Taina Sfântului Masul. Deci, spune așa că dacă omul e bolnav, să cheme preoții bisericii, să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn sfințit. Și spune Sfântul Simeon Nou Teolog că doctorii care îngrijesc trupurile oamenilor sunt neputincioși în vindecarea bolii predominante, înnăscute a trupului care este stricăciunea. Adică, de fapt, noi n-ar trebui să avem nevoie de Sfântul Masul. Adică oamenii ar trebui să fie nemuritori, să trăiască realitatea lui Dumnezeu, realitatea asta a unor trupuri ușoare, a unor trupuri duhovnicești, astfel încât să nu muște păcatul și moartea din el. Eu am locul de rugăciune spre nord, îi păcat să mă rog doar spre răsărit. De la Sfântul Ioan Damaschin este marcat că creștinii se roagă spre răsărit. Dacă nu am alte posibilități, sigur că Dumnezeu, așa spune Mântuitorul, că va veni momentul că nu se vor ruga doar în templul ăsta sau acolo sau nu știu, că adevărații închinători sunt în duh și în adevăr. Dar sigur, dacă pot totuși să mă orientez spre răsărit, bine e să o fac. Iar dacă nu am posibilitatea aceasta, să mă rog așa cum pot, să am o icoană măcar în față. Că răsare răsăritul prin icoana aceea. Dar sigur, idealul ar fi spre răsărit. De ce? Pentru că de acolo răsare soarele și simbolic Hristos fiind soarele vieții noastre, din cauza asta ne orientăm spre răsărit. Părinte, ce trebuie să fac dacă soția s-a dus de la mine? Ce trebuie să fac? Discutăm în privat dacă pot să fiu de folos cu ceva, dar întâi de toate duhovnic poate să spună pentru că vă cunoaște mai bine. Sau vă cunoaște pe ambii și atunci vă poate da niște sfaturi mai concrete. Mântuitorul îi întreabă, crezi că pot să fac eu aceasta? Da? Deci nu se apucă automat, apăsăm pe butonul cu... Că Mântuitorul, ați văzut, n-a pus ca prioritate vindecarea oamenilor. Vindecarea asta trupească. Pentru că altfel s-a ocupat de dimineață până seara să-i vindece și toți veneau cu toate așa și se ducea vestea că în neamul evreiesc a apărut unul care vindecă orice. Nu rezistă nicio boală în fața lui. Mântuitorul nu s-a ocupat cu lucrul acesta. Ci întreba pe oameni și vedea starea lor duhovnicească și îi sălta către deschiderea vieții lor către duhovnicie. Și întreba, crezi tu că poți face asta? E, crezi tu că... Este cam cum mă asumi tu pe mine.
Sigur că încetul cu încetul devine taina Sfântului Masu. Se cheme preoții bisericii, e cineva bolnav între voi, da? La Iacov 5 cu 14. E cineva bolnav între voi. Se cheme preoții bisericii, vedeți, n-a spus medic, să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Materia o aveți un de lemn deja. Și rugăciunea credinței, deci trebuie să fii credincioși, să se manifeste credința ta, deci nu doar așa un act pios, o slujbă, adică o slujbă în sensul că am aplicat, am pus pe butonul cu slujbă și Y automat, dacă am apăsat pe X, este că magic se întâmplă că. Nu. Rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Va mântui în sensul și că îl poartă către mântuire și că îl va mântui de problemele respective. Și de Domnul va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Deci vedeți că tot timpul problema se pune duhovnicește. Sfântul Apostol Iacov consideră că prin taina Sfântului Masul, păcatele celui bolnav sunt iertate. Adică se umblă la stratul adânc. Imaginați pe om ca o ceapă, da? Cu multe straturi. Așa. Dumnezeu se ocupă de miez. Când miezul e bun, străbate și în straturile exterioare. Atenție, sunt unii care zic că, bun, dacă n-am spovedit, dacă se spune la Sfântul Maslu că sunt iertate păcatele, hai că dau pe la Sfântul Maslu ca să mi se ierte, nu mai e nevoie de spovedanie. Greșit și respins de viața bisericii. Ceea ce vreau să constatați, și vorbim de căsătorie și cu ea încheiem, apropo de cele 7 taine ale bisericii actuale, de fapt nu, că mai e și taina hirotoniei. Imediat. Vedeți, Dumnezeu a început să dea. Părinte, ce părere aveți despre stiliști? Păi să știți că e cineva care e preot cu noi aici, care este stilist și care ne urmărește. L-am primit și împărtășesc cele pe care le trăiesc eu, în nădejdea că el, cât mai deplin, va primi cele pe care le trăiesc și că dacă îi vor fi de folos, voi fi primul fericit. Restul trebuie să-l întrebați și pe el. Cum simte el că oamenii se ocupă cu el, că veți vedea cât primește din partea celor care sunt ortodoxi. Veți vedea ce poate primi. Da? Eu nu-l încurajez să fie așa, dar dacă e așa, eu îl primesc, cum pot eu să-l primesc mai bine? Da? Asta nu înseamnă că am vreo derogare de la ceea ce trăiesc eu sau că consider că ceea ce trăiește el, prin stilismul respectiv, e ceea ce trebuie. Nu. Dovadă că eu nu împărtășesc lucrurile respective, nu sunt în comuniune cu. Da? Dar ca să învățăm să îi primim pe oameni, că Mântuitorul a primit pe oameni pe care oamenii nu îi primeau. Și a știut să-i primească pe aceia care purtau direct etichetă din partea oamenilor că nu mai e ceva de făcut cu ei. Închid paranteza aici. Căsătorie. Spuneam atât, că Dumnezeu vede nevoia omului. Omul e bolnav, are nevoie de vindecare de boală. Îi dă ulei, îi dă taină cu care să-i vindece lucrurile acestea. Omul are nevoie de comuniunea cu el, să mănânce. Îi dă hrană. Da? Îi dă hrană. Hrana cea mai bună este el însuși. Dumnezeu știe că oamenii trebuie să căsătorească, că el a spus că nu e bine bărbatului să fie singur, să-i dea femeie, da? E, și-a dat și-a binecuvântat legătura aceasta astfel încât prin unirea biologică să se producă și unirea în duh cu Dumnezeu. De deci cei doi devin unul sau una în trup, vedeți? Perihoreză, întrepătrundere, da? Și în același timp, unire în duh cu Dumnezeu, perihoreză cu el, adică Domnul întru noi. Și noi întru el. Căsătoria este binecuvântarea, deci cununia este binecuvântarea unirii bărbat-femeie. Nu intrăm aici că bărbat-bărbat, femeie-femeie, astea sunt aggiornamento contemporan din neînțelegerea vocației unuia și altuia. Asta e tot. Când ai înțeles vocația și, iertați-mă, când ai înțeles anatomia, deci dacă trecem un pic pe la anatomie, vedem cam cum se potrivesc cu lucrurile și că ele nu merg altfel. Da? Și atunci lucrurile sunt un pic mai limpezi. Cursuri de anatomie nu sunt dispus să țin, da? Eu țin cursuri, nici măcar cursuri, așa, împărtășirea din cele care țin de viața bisericii. Însă dacă mergem la lecția de anatomie până în clasa 8 așa și mai departe, cam aflăm cum funcționează omul. Și bărbatul, și femeia, și avem oarecare idee despre cam ce s-ar potrivi cu ce. Căsătoria. Vedeți, modelul este unirea între Hristos și biserică. Da? Pentru că e o logodire acolo. Deci e o logodire, dar vedeți, firea omenească s-a logodit cu firea dumnezeiască. Adică ele merg împreună. Când s-a înălțat Hristos la cer, a luat omul, el rămâne om în veșnicie și îl poartă în sânul Dumnezeiei ca participare într-o taină care, sigur, iar ne scapă.
Vreau să răspund la întrebări care privesc intervenția mea de azi. Blestemul către o persoană care te-a certat e un mare păcat. Mergeți și spovediți și este în regulă, da? Dacă puneți pocăință, ieșiți din locul respectiv. Dacă Domnul știe viața mea de la început până la sfârșit, pentru el filmul vieții mele, deja știu. Ce mă fac dacă moartea mă găsește într-o stare de cădere? Păi luptați-vă să nu vă găsească așa. Și nu este scăpare sufletului meu. Dumnezeu niciodată prin harul lui nu dă o descurajare în privința posibilității. Când aveți descurajare sau deznădejde în privința posibilităților favorabile, să știți că ăla e Duhul care nu e de la Dumnezeu. Duceți-vă repede, spovediți-vă și vă garantez că Duhul lui Hristos nu e numai un Duh al nădejdii și al acționării imediat. Ce să faceți? Fugiți repede la un duhovnic, nu mai lăsați să vină luni sau marți sau nu știu ce, descoperiți un duhovnic repede, dați-i telefon, spovediți-vă și sunteți pe drumul vieții. Ce fac dacă moartea mă găsește într-o stare de cădere? Păi, să nu fiți în cădere, să fiți tot timpul în tendință de ridicare prin spovedanie. Și nu este scăpare sufletul meu. De ce să-mi dea ajutor în viața aceasta și toată viața mea e în zadar? Păi tocmai, încercați să nu fie viața noastră în zadar, mișcându-vă cât de repede în a fi o persoană tot timpul îngrijită, tot timpul spovedită. Ce mă fac dacă vin copiii mei acasă și casa e neîngrijită? Păi ce să fac? Mă apuc și o îngrijesc astfel încât copiii mei când vin acasă să găsească casa îngrijită. Părinte, cum rugăciunea este atât de importantă în viața unui creștin, indiferent pentru ce anume ne rugăm, spuneți-ne câteva cuvinte despre cum să ne rugăm. Noi învățăm să ne rugăm rugându-ne. Cum trebuie să fie mintea? Cum trebuie să simțim? Ascultăm cuvintele? Poate e puerilă întrebarea mea, dar mi se pare unul din cele mai de bază și importante lucruri. Ar trebui odată să facem, mi se pare că am făcut despre rugăciune. Problema e că vin atâtea întrebări acum că nu apuc să răspund la ele, că pleacă în sus fluxul de întrebări. Deci, Cristina, cel mai simplu e așa, să mă rog cum pot deocamdată, dar să iau o cărticică de rugăciuni, să încep să folosesc cuvintele rugăciunii de acolo și când am obosit cu cărticica, să las mintea mea cu Doamne Iisuse Hristos miliește, Doamne Iisuse Hristos miliește, să continui cât pot eu de mult. Deocamdată atâta. Da? Și să fiu spovedit pentru că am o ușurință a sufletului în a mă ruga. Ca să fiu precis, Radu, mă refeream la relatarea după Luca 9:32 și Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn și deșteptându-se. Da, îngreuiați de somn nu neapărat întotdeauna asta înseamnă că dorm, pentru că e și o stare extatică. Știți, când omul este cu rugăciune, dacă ați văzut, sunt undele alea alfa, da, cei care vor neapărat să vadă cum e așa cu electroencefalograma, vor constata că sunt niște unde din acestea într-o stare așa care duce aproape spre adormire. Și atunci mă gândeam că oboseala resimțită după liturghie. Da, dar nu e același lucru. Și nevoia de odihnă, și mai ales prin somn, ține doar de slăbiciunea noastră fizică. Câteodată e slăbiciunea fizică. Nu, dar câteodată este un anumit mod de a funcționa al nostru lăuntric în care suntem foarte focalizați pe simțuri și pe exterior, pentru că suntem concentrați prin simțurile duhovnicești. Nu vreau să discut de sfinți, cum cădeau în genunchi. Sigur că ne putem așeza la rugăciune în genunchi, e foarte bine, ne ușurează foarte mult. Nu căutăm vedenii, nu căutăm stări, nu căutăm stări energetice, nu căutăm nimic din toate astea. Doamne, sunt un păcătos, miluiește-mă, vreau să ajung să te simt prin rugăciune. Ce părere aveți doar ortodoxi și se mântuiesc? Păi, Gabriela, Mântuitorul spune așa, că de ce mă ispitiți, da? Cine mântuiește? Cine e judecătorul? Nu este Hristos? De ce nu întrebați pe Hristos direct pe cine mântuiește el? Da? Cum pot eu să răspund în locul lui Hristos? Eu nu mântuiesc pe nimeni. Da? Dar în orice caz, ortodoxii au ca și cale în fața lor cea mai deplină cale în vederea mântuirii. Cum o trăiește ortodoxul această cale, asta e altă mâncare de pește. Noi avem cea mai bună cale, asta nu înseamnă că suntem cei mai buni trăitori din toți care sunt creștini. Ba, să ne fie cu iertare, că s-ar putea să fim cam dezastroși. Deci faptul că avem minunea vieții bisericii nu înseamnă că o și trăim și că o exploatăm așa cum trebuie. Dumnezeu știe dacă mă mântuiesc sau nu, deci care e rostul nostru? Faptul că știe sau că mă mântuiesc sau nu, nu e problema, nu asta mă pasionează. Bun, și ce dacă știe sau ce dacă nu știe? Știe, așa, care e rostul nostru? Să fac astfel încât să pot beneficia de prezența lui Dumnezeu în veșnicie, în chipul fericit. Adică să dobândesc asemănarea cu Dumnezeu, să fiu la capătul acestei vieți un asemănător cu Dumnezeu, să fiu un om împlinit. Refuzul căsătoriei și rămânerea în lume este a treia cale spre mântuire? Orice cale este spre mântuire, dacă știu să o folosesc. Da? Nu calea mă mântuiește, ci cum folosesc calea respectivă. Am răspuns la toate întrebările revenind. Căsătoria. Deci Dumnezeu știa că bărbatul și femeia trebuie să trăiască împreună, da? Și le-a dat o posibilitate să trăiască harul lui Dumnezeu din această unire. Creșteți și vă înmulțiți,
De aceea va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Facere 2 cu 24. Atenție! Foarte importantă propoziție. Unirea conjugală nu este deci o consecință a căderii omului în păcat, da? Ci este strâns legată de natura primordială a ființelor umane. Adică așa a fost făcut omul să fie. Nu că a căzut omul în păcat și dacă a căzut în păcat, hai să se însoțească unii cu alții. Ci pentru că ține de firea omului. Singurul scop al căsătoriei este procreația? Fals. Sfântul Ioan Gură de Aur. Două sunt pricinile pentru care s-a rânduit nunta. Să dobândim întreaga înțelepciune. Atenție, cuvântul de întreaga înțelepciune este cel din jurământul monahal. Castitate. Da? Și de a naște copii. Adică a deveni părinți. Când dobândim întreaga înțelepciune, adică nu mai umblă mintea în dreapta și în stânga, ci avem toată cugetarea neîmpătimită, pentru că împlinindu-ne prin celălalt, nu avem o lipsă de ceva, ci suntem în deplinătatea noastră funcționând așa. Și a naște copii, adică a urma cuvântul lui Dumnezeu care a rânduit că întâlnirea trupească între bărbat și femeie duce în chip firesc la asta. O a doua neînțelegere referitoare la căsătorie și că ar fi ca o concesie a slăbiciunii omenești. Mai bine să te căsătorești decât să trăiești în desfrânare. Adică în sensul că sexualitatea e ceva așa, un fel de rău necesar. Ei, aici este... Fecioria e singura stare potrivită creștinilor. Păi nu, nu. Adică fecioria e o stare, e un suprafiresc, este o anticipare a stării îngerești trăită din această lume. Anticipare. Da? Adică eu vreau să trăiesc îngerește, așa cum oamenii nu se vor mai căsători după această viață, da? Nici nu vor mai fi nici așa, nici soț, nici soție, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Da? Vor fi, ca să anticipez lucrul acesta, intru într-o stare care este o copleșire a firii mele prin suprafiresc. Dacă nu mi-am rezolvat problemele mele, vor izbucni problemele mele de nu mă voi vedea. Deci, ca să le împlinesc, trebuie fie să caut acest suprafiresc, fie să trăiesc firesc în cel mai firesc, adică de bărbat și de femeie căsătorit. Sfântul Apostol Pavel spune că cei care nu pot rămâne ca el să nu ardă să se căsătorească. Da, pentru că e vorba de o mișcare care este mai predominantă în unii decât în alții, pentru că fiecare are simțirea sa foarte personală și personalizată, da? Și depinde, posibilitățile oamenilor sunt foarte diferite de a se putea păstra într-un anumit fel sau nu. Și atunci, Sfântul Apostol Pavel, știind neputințele variate ale oamenilor, le-a spus, uite, dacă vreți suprafirescu sau firescu, suprafirescu făcut firesc în această viață, fiți ca mine. Dar ce făcea Sfântul Apostol Pavel? Stătea dimineața până seara? Nu. Lucra pentru mântuirea celor. Dar, sigur, că dacă nu, este firescul pe care l-a lăsat Dumnezeu, calea regală, care este împărătească, dacă vreți, care este soț-soție. Un preot mi-a spus că Dumnezeu știe dacă mă mântuiesc sau nu, pentru că el nu are timp, pentru că el vedea toată axa timpului deodată. Ce drăguț! Sigur, acum noi nu ne spargem cap prea tare cum vede Dumnezeu. Important e că știe ce se va întâmpla cu noi. Da? Încă ceva care să vă fie așa un pic de sarea și piperul. Toate elementele vieții sexuale, precum încântarea, plăcerea, împreunarea din iubire, dorința, extazul, capătă în lucrarea Sfântului Metodiu o interpretare pozitivă și poetică. De ce spun lucrul acesta? Că noi câteodată avem tendința asta să punem la coș lucrurile acestea, ca fiind proprii căderii. Nu. Oamenii au primit în resorturile ființei lor ceva foarte frumos. Mijloace prin care se bucurau unul de altul. Dar în bucuria aceasta care începe, să spunem, poate fiind trupul foarte accentuat, încetul cu încetul omul se duce către a se spiritualiza această legătură și a se purta lucrurile către înduhovnicirea, inclusiv întâlnirii trupești. Deci Evdokimov, de exemplu, spune, vorbește o spiritualizare progresivă a sexualității. Cei doi nu devin un singur trup, ci trebuie să devină și un singur suflet, adică o perihoreză din aceasta dusă la măsurile cele mai mari.
Și la un moment dat apare jertfirea reciprocă, capacitatea de a te dărui celuilalt. Și apoi apar copiii. Când te aștepți mai mult sau mai puțin, la unii mai puțin, la unii mai mulți, dar sunt toate situațiile. E, și intervine de la diadă, trecem la triadă și trecem la patru și trecem la cinci și așa mai departe și nu știu câți. Și dintr-o dată, în viața ta, intră niște posibilități nebănuite de a îmbrățișa în inima ta încă unul, încă unul, încă unul, încă unul și trăiești de fapt o realitate uimitoare. Așa, apropo de biserica primară, exista taina cununiei? E, vă voi uimi un pic și aici. Da? Nu e atât de sigur. Adică, în sensul că, în niciun caz, cu forma actuală. Cum se cununau doi oameni în biserica primară? E esențial pentru noi. Participau la Sfânta Liturghie, se împărtășeau împreună. Ne imaginăm că s-au mai atașat încetul cu încetul niște rugăciuni care accentuau momentul respectiv și adică accentuau, în sensul că specificau, tâlcuiau în momentul respectiv ce se întâmplă cu cei doi, și asta era cununia, împărtășire. Ați înțeles dificultatea noastră să ai un ortodox și un catolic pe care vrei să-i cununi împreună atâta vreme cât ei nu se pot împărtăși împreună? Pentru că ei trăiesc schisma, cum spuneam și altă dată, în interiorul familiei lor. Ați înțeles dificultatea? Există o limită de vârstă maximă după care biserica nu poate accepta căsătoria. Eu personal nu știu, nu știu. Există limite și derogări în ceea ce privește distanța în timp între cei doi parteneri. Deci participau la Sfânta Liturghie și se împărtășeau. Da? Mai târziu, pentru că a intrat multă lume în biserică, de pe la Constantin cel Mare încoace, sfânt, am început să avem acel pahar al mântuirii, pe care noi cântăm paharul mântuirii și așa mai departe, da? Și le dăm lor o cupă și un pic de pâine, niciodată pișcot, iertați-mă că pișcotul nu poate să poarte această realitate care era înainte acea cupă, care era Sfânta Împărtășanie. Da? Deci oamenii ca să se cunune se împărtășeau împreună. Noi, pentru că am dus această perioadă a bisericii, când nu oricine se mai putea împărtăși pentru că erau păcate care le împiedicau să împărtășească, atunci biserica a binecuvântat al pahar, se cântă paharul mântuirii, vă amintiți când se cântă paharul mântuirii în biserică? Se cântă în postul mare când oamenii se împărtășesc. Deci e limpede că cupa aceasta, paharul acesta al mântuirii se referă la Sfânta Împărtășanie. E limpede, da? Inclusiv pentru taina cununiei. Numai că cum oamenii se puteau împărtăși, le se dădea asta. Dar firescul astăzi este ca cununia să se săvârșească în relație cu Sfânta Liturghie, cei doi să se împărtășească și prin împărtășirea respectivă, practic se completează, dacă vreți, ceea ce au nevoie. Adică prin împărtășire oamenii aceștia se însoțesc unul cu altul. Deci aș vedea că e mult mai completă această rânduială decât cei doi se cunună sâmbătă în șirul lung de nunți care au durat 20 de minute fiecare pentru că avem vreo 20-30 pe bandă rulantă. Deși întreb când apucă preotul să-i cunune pe oamenii ăia, nici nu au apucat să respire, știți? Nici ca să metabolizezi ceva, ca să mănânce, trebuie 20 de minute să conștientizezi că ai mâncat, știți? Deci dacă e o nuntă din asta foarte rapidă, mai degrabă nu se face sau se face cu timpul necesar pentru a ajuta pe oameni la simțirea tainei. E, la noi, ca să luați un exemplu, un sfert de oră durează logodna și trei sferturi de oră nunta sau jumătate de oră 40 de minute, dar le mai spui un cuvânt, nu poți sub o oră, nu, în orice chip, oricum la întoarce, nu se poate. Așa. Și vă spun lucrurile acestea ca să pun presiune pe cei care fac altfel. Da? Vă spun foarte limpede, chiar dacă tună și fulgeră că cine ne mai învață, cine e ăla de la Paris care ne spune chestii nemaipomenite, spun doar atât. Dacă ne dăm tihna slujirii căsătoriei și nu avem în vedere aspectul cantitativ în privința oamenilor, Dumnezeu nu l-a avut niciodată, da? Nu ăsta, ci aspectul de om cu om, de întâlnire cu om cu om, atunci vom avea grijă cum săvârșim taina nunții. Așa, se împărtășeau. Deci ar fi grozav ca cuplurile care se căsătoresc să se și împărtășească împreună. Noi facem, măcar din când în când, cununia în timpul Sfintei Liturghii. Rânduiala, ca să nu avem stresuri din acestea liturgice, o găsiți în cartea de slujbă, de exemplu, de la greci. Sigur, o face episcopul întâi de toate, dar cu delegarea lui poate și preotul. Eu cer binecuvântare caz cu caz unde e cazul. Să facem așa. Care e distanța în ani acceptată, recomandată între mir și de ce? Păi, nu, trebuie să fie cât mai apropiați ca vârstă. Dacă am depășit 7 ani, trebuie o dispensă dată de episcop. Da?
Păi, pentru că firea noastră ne învață că trebuie să cam fie, să rezoneze și trupurile lor, să nu fie o distanță foarte mare. Dumnezeu știa încă de la început, încă de la Adam, chiar înainte, că mulți, foarte mulți vor ajunge în iad. Așa? De ce a mai continuat dacă știa că mulți sunt fără scăpare? Dar nu sunt fără scăpare. Pentru că întotdeauna, tocmai realitatea e tainică. E ca meciul de fotbal, cum spun oamenii, că balonul e rotund. O, cum le poate da posibilități Dumnezeu? Vedeți? De exemplu, victoria absolută și supremă a diavolului a fost să-l crucifice pe Hristos. Din momentul respectiv s-a terminat. Dacă l-ai omorât și pe Dumnezeu, gata. Punct. E, de acolo a izbucnit învierea. Deci, nu știm judecățile lui Dumnezeu. Ultima taină, taina hirotoniei. Păi nu vă putea vorbi cel din fața noastră dacă nu era hirotonit, că de asta vă vorbesc în virtutea ceea ce duc și port prin hirotonie. Hai să vă spun ceva care vă interpelează. 1 Timotei 3 cu 2. Se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei. Repet, pentru cei care n-au auzit. Se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei. Deci episcopul era căsătorit. Da? Azi episcopii nu sunt căsătoriți. Atunci erau și căsătoriți și necăsătoriți. Teoretic și azi ar putea să avem episcopi căsătoriți, numai că este o rânduială canonică a bisericii, adică de bună rânduială în biserică, dat fiind faptul că nu au putut eradica nepotismul altfel, adică cine îl moștenea pe episcopul ăla, biserica sau familia? Și ca să nu se ajungă la confuzii grave între averea bisericii și averea familiei, uitați, una din soluții. Doi, ca omul acela să fie pe deplin dăruit, au fost preferați cei care erau monahi, de exemplu. Deci, vedeți, e un angajament. Ori monah, ori căsătorit, e un angajament. La vremea respectivă era chiar o taină. Da? Prin punerea mâinii, prin hirotonie. Din momentul hirotoniei, e clar că nu mai e o activitate profesională, ci o slujire. Nu mai face simplă conversație, ci se consacră predicării. Nu mai e caracterizat neputința paraliticului de multă vreme, ci de îndrăzneala unui prieten lui Hristos. Vedeți ce frumos vorbește Arhimandritul Ciprian Kern în Teologie Pastorală Ortodoxă, Paris, 1957. E foarte drăguț în unde mă inspir eu aici, pastorul. Spune că are dreptul de a predica la templu. Adică, vedeți, omul hirotonit nu este cineva care e numit o vreme să poată practica chestia respectivă, ci pe viață. Pe viață și pe veșnicie. Deci și aici o adevărată cinzecime, dar nu ți-o mai ia nimeni înapoi. Ei, haideți să atingem un pic și problema aceasta, tainele astea un pic mai inedite, și asta e chiar ultima și ne oprim. Monahismul. Sfinții Dionisie Areopagitul, Teodor Studitul și alți autori din vechime, de exemplu, la Jean Mendorf, găsiți Initiation la Teologie Bizantin Paris, cred că am pe aici foarte la vedere, dar nu mai stau să o caut foarte tare. Bun, în orice caz, la el găsiți aceste menționări, deci că monahismul era considerat o taină. Sigur, moarte față de viața cea veche, naștere la o existență nouă. Ce frumos putem compara. Ca și mirungerea, este pecetea alegerii. Asemenea cununie este logodna cu milă ce ceresc, Hristos. Ca și hirotonia este consacrarea pentru slujirea lui Dumnezeu. Asemenea, Euharistie este unirea cu Hristos. Deci, vedeți, în ultimă instanță, e imitarea vieții Mântuitorului. Călugăr este cel ce în trup material fiind petrece în treapta rânduiala și starea ființelor netrupești. Deci, vedeți, o anticipare a împărăției, exact ce vă spuneam. Îngerii sunt lumină călugări, adică se inspiră de la îngeri. Cuvântul monah înseamnă singuratic, grecesc cu monos, unul, dar în Rusia e un pic diferit, inochi, altfel, diferit. Deci, vedeți, e undeva o distanță, o diferență față de lume. Monahismul, sigur că, de exemplu, dacă vă uitați la Maica Domnului, da? E monahie. E monahie. E teribil că o spunem, dar, adică teribil pentru înțelegerea noastră, așa, de funcționare de zi cu zi, că monahiile nu pot naște, dar Maica Domnului născând, nu a părăsit rânduiala de monahie. Da? Deci, Maica Domnului este monahie. Sfântul Ioan Botezătorul este monah. Și așa mai departe. Deci, vedeți, Maica Domnului se îmbină, dacă pot să spun, maternitatea cu monahismul. E așa cum se îmbină fecioria cu maternitatea. Deci, e bun. Ceea ce trebuie să înțelegem este că monahismul a apărut ca fenomen de masă,
în special când au încetat persecuțiile creștinilor. Până atunci, oamenii făceau ceea ce puteau, ca și slujire lui Hristos pe treptele, să spunem așa, ale dăruirii maxime, dacă putem să spunem. Dar după aceea au apărut, mai ales Egipt, Palestina și Siria, se întemeiază cetăți de călugări. Vedeți? Cele trei voturi monahale sunt ascultarea, scuze, un moment. Alo? Scuze, din când în când mai sunt și mici urgențe tratabile. Cele trei voturi monahale sunt ascultarea, sărăcia și fecioria sau castitatea. Dar atenție, că aici, la castitate, vedeți, foarte bine putem să spunem de întreaga înțelepciune, da? Întreaga înțelepciune. L-am auzit pe înalt preasfințitul Iosif vorbind foarte mult. Adică nu e o dimensiune doar trupească de abstinență. E mult mai mult, infinit mai mult, dacă putem să descoperim. Întrebarea era în mod special cu referire la a doua căsătorie. Am în jur astfel de situații, inclusiv bărbatul mai mare. Ce se întâmplă apropo? Ce e a doua căsătorie? Vedeți, a doua căsătorie e o rânduială de slujbă și de binecuvântare din prin economia bisericii, ca oamenii totuși să nu trăiască într-o stare care să-i oprească de la Sfânta Împărtășanie și cumva să trăiască, de fapt, în necomuniune cu biserica. Biserica, în îngăduința ei de a salva sufletele, acceptă că oamenii pot să fi greșit. Adică să nu fi... Poți să-ți dai seama de falimentul, până la urmă, legăturii tale care trebuia să fie până la moarte, nedizolvată și nealterată de nimic. Da? Și biserica a rânduit până la a treia căsătorie. Bine, a treia e cu totul excepțional. Da? Deci, tocmai venind în întâmpinarea omului. Dar căsătoria ca și taină este una. Adică nu numai la catolici. Vedeți, catolicii nu mai fac a doua sau a treia nuntă. Nu e neapărat că e un exemplu. Dar trebuie să înțelegem că, de fapt, și la noi e la fel. Adică căsătoria e una, taina căsătoriei e una. Când cineva a mai fost căsătorit, dacă celălalt n-a mai fost căsătorit, faci căsătoria, adică taina cununiei, cea care se face, cea una. Și dacă ambii au mai fost cununați, se face această rânduială de cununie a doua. Dacă există diferențe între ei, astea sigur mai sunt, dar asta trebuie văzut cu duhovnicul și văzut ceea ce trebuie făcut cu fiecare în parte, adică discutând duhovnicul ei, înfățișează episcopului problematica respectivă și îi ajută să meargă spre o rezolvare a vieții lor. Deci, castitate, insist și cu asta încheie astăzi, castitate nu e sinonim cu celibat. Da? Fecioria sau castitatea monahală este o concentrare a întregii ființe asupra lui Dumnezeu. Doamne, nici nu aș putea să spun mai frumos. Da? Deci monah e cel care trăiește castitatea ca și încredințarea lui completă către Dumnezeu. Deci monahismul nu este opusul căsătoriei, ci se prezintă ca un fel de căsătorie, dar nu între două ființe umane, ci într-o persoană și Dumnezeu. Că așa spune mireasa lui Hristos, de exemplu. Deci înțelegeți că aici este frumusețea. Că noi mergem foarte mult pe concepte negative despre ești căsătorit, n-ai voie să faci aia, aia, aia. Vedeți? Suntem tot timpul în mentalitatea asta negativă. Da? Nu trebuie să fim într-o mentalitate pozitivă. Deci trebuie să știm că totul este plinătate pe care noi vrem să o primim, astfel încât în această plinătate să ajungem să semănăm cu Dumnezeu. Cum sună telefonul într-o veselie, o să mă opresc de acum că îmi dau seama că au trecut vreo 2 ore. Vă mulțumesc pentru atenție și nu știu când va fi data următoare, dar acum, astăzi, am făcut pasul 5 și ați avut răbdare, l-am parcurs, a fost un pas un pic mai lung, așa, ați văzut, ca și cum urcăm trepte, dar l-am reușit împreună și vă garantez, eu vă mărturisesc că sunt mult mai odihnit acum decât când am început. Și că am și o întrebare acum, după ceasul al 12-lea, mi-a venit și întrebarea, sigur. Dacă în Biblie înțelegem că persoana pe care o alegem, trebuie să rămânem cu ea toată viața, cum biserica poate să adapteze această lege? Adică să ne spună că avem voie nu la o căsătorie, ba chiar la 3. Deci este foarte limpede că biserica lucrează cu materialul clientului, adică cu materialul omului și cu putința și neputința lui. Sigur că idealul ar fi
să fim căsătoriți odată în viață. Vă rog, cel care a spus întrebarea, sau cea care a spus întrebarea, da, David, cel care a spus, căsătoriți-vă doar odată. Dar dacă vreodată, Doamne ferește, vi s-a întâmplat că ajungeți în neputința, că nu puteți să țineți și că nu știu ce, întrebați-mă din nou atunci și vă spun ce a spus biserica pentru astfel de situații când oamenii nu au reușit să facă altfel. Dar nu că ar fi vreun îndemn al bisericii să facă așa. Da? Era să vă spun Hristos a înălțat, nu vă spun. Vă spun Hristos în mijlocul nostru, vă spun Hristos a înviat toate ale duminicii. Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru data viitoare, toate cele bune.